Bine v-am găsit la un nou film numit A venit timpul să. În fiecare lună filmez un astfel de film în zi de lună plină. Azi este lună plină în Leu. Vă invit să vedeți mai multe despre acest eveniment în horoscopul săptămânii în care se produce luna plină sau horoscopul zilei în care se produce luna plină, adică horoscopul weekendului de 4-5 februarie. Dar ceea ce urmează să spun aici nu e musai legat de perioada imediat următoare. De aceea, din start, trebuie să spun un fel de explicație pentru cei care n-au mai urmărit acest tip de filme, că e vorba de o analiză cu ajutorul a 20 de cărți, oracol și de tarot, în care sondăm un pic în sufletul nostru, în destin, în trecut, pentru că de acolo vin foarte multe, în prezent și dacă se deschid ferestre și către viitor. Nu e obligatoriu să fie vorba de o lună de acum încolo, 6 luni de acum încolo, un an de acum încolo, pot fi atemporale. De aceea, dacă ați mai urmărit aceste filme și poate nu a rezonat povestea cu a voastră, puteți să vedeți și filme mult mai vechi pe același șablon de A venit timpul să. Căutați în arhivă, în secțiunea Mesaje de sus, acolo sunt două tipuri de filme, mega etalări, așa cum le zic eu. Un film este filmat la lună nouă și acelea se numesc Oracol Scop de lună nouă, iar la lună plină se numesc A venit timpul să. Pentru că la luna nouă este timpul să începem ceva, iar la luna plină este timpul să închidem ceva, să terminăm ceva, să culegem niște roade. Atare, hai să vedem pentru ce a venit timpul să acum. Nu toată lumea o să rezoneze cu acest tip de etalări. 1. Poate nu instrumentele cu care lucrez nu rezonează cu voi, nu sunteți de acord cu acest tip de etalări și atunci vă invit să părăsiți acest film. Sau poate nu rezonează cu problema, povestea, dilema în care sunteți. Că poate viața voastră este cât se poate de normală, de liniștită și atunci ceea ce urmează să spun aici nu e pe vibrația voastră. Pentru că nu a venit timpul să faceți nimic important în destin. Poate altă dată. Sau poate căutați filme mai vechi și sunt alte povești care rezonează cu problema voastră actuală. De aceea le-am zis că sunt atemporale, ele sunt valabile atunci când ajunge mesajul la urechea potrivită. Eu pe asta mizez, asta manifest eu în momentul când încep să filmez aceste filme, ca mesajul potrivit să ajungă la momentul potrivit, la urechea potrivită. Încât poate voi sunteți urechea potrivită în momentul potrivit să primiți niște mesaje de la Univers, pentru că eu nu sunt altceva decât un canal de comunicare cu instrumentele acestea pe care le am pe masă. Cine nu mă cunoaște, sunt astrolog Varia, acesta este site-ul meu de servicii astrologice personalizate, dar în descriere găsiți toate trimiterile către munca mea. Atât canalul de YouTube, canalul de TikTok, plus site-urile mele pe aceeași marcă, Agvaria. Bun, acestea fiind spuse în introducere, haideți să intrăm în poveste, să ne conectăm un pic, așa cum știți, vă dau voie să alegeți intuitiv. La Oracol Scop știți că ofer și niște date de naștere, la a venit timpul să nu, aici e absolut alegerea voastră. Și ca să vă fie mai ușor, zic eu, v-am oferit și niște variante de alegere. Sau le puteți asculta pe toate, cine știe. Sau măcar primele minute din fiecare să vedeți dacă introducerea rezonează cu ceea ce vă preocupă în acest moment, ce vă obsedează, la ce nu știți direcția, ce nu înțelegeți în viața voastră și sper că ceea ce urmează să vă spun e pe vibrația voastră. Este o lună plină în Leu care ne arată ce e în inima noastră. Și probabil despre asta este vorba. O lună plină în Leu cu iubirea se ocupă. Nu e obligatoriu ca ceea ce spun în cele ce urmează să fie legat absolut de relații sentimentale. Poate e vorba de altceva. Vom vedea. Nu știu. Am tras pur și simplu aleatoriu din cele 20 de tipuri de seturi. Am mai mult de 20, dar de data asta am folosit 20 de seturi de cărți oracol și de tarot și au ieșit 3 povești. Prima variantă o puteți alege ori după
imaginea cărții, aceste mandale pe care le vedeți, ori dacă rezonați cu trandafirul roșu, ori cu acest elefanțel de jad. Varianta numărul 1. O găsiți jos în descriere, de unde începe. Varianta numărul 2, dacă rezonați cu această imagine, cu trandafirul roz sau cu țestoasa de jad. Dacă ați mai ales și în alte luni aceiași trandafiri, puteți merge pe același tip, poate cine știe e povestea în continuare, sau cine știe de data asta vă atrage un alt trandafir. Și varianta numărul 3, cu această mandală pe spate, trandafirul alb și rățușca de jad. Acestea sunt instrumentele mele ajutătoare, e vorba de selenit, o baghetă de selenit și o lună plină de selenit. Selenit este, Selena este numele lunii și mă las ghidată, inspirată de energia lunii pline de astăzi. Folosesc cărți oracol, așa cum știți, metaforice, simbolice, care vor crea niște povești. Pentru cei care m-au mai întrebat de unde am o parte din aceste seturi de cărți oracol, pe unele le-am primit cadou de la niște urmăritori de-ai mei și le mulțumesc. Găsiți jos în descriere site-ul lor de unde le puteți comanda. Este vorba de Hathor House, este un magazin ezoteric din București, dar și online. Restul sunt propria mea investiție de-a lungul timpului. Așa că vedeți cu care rezonați, hai să activăm povestea de lună plină cu energia selenitului, o piatră foarte puternic protectoare care echilibrează aura. Și acum v-ați gândit, v-ați conectat, să dăm drumul la poveste. Mergeți jos în descriere unde încep, unde este indicat minutul și secunda de unde începe varianta aleasă și să lăsăm luna plină să ne spună pentru ce a venit timpul să. Dacă ați ales varianta numărul 1, asociată trandafirului roșu sau elefantului, hai să vedem care e povestea voastră, pentru ce a venit timpul să. Da, a venit timpul să faceți o schimbare în viața voastră. Pentru că a ieșit, iată, cartea Moartea. Moartea nu apare că, Doamne ferește, se întâmplă ceva rău în viața noastră, dar moartea arată un final de ciclu, un final de etapă, un final de capitol, ceva, până aici a fost. Și că ne place, că nu ne place, trebuie să îi punem punct, să ne eliberăm. Punct și de la capăt, nu? Și întotdeauna o astfel de etalare apare cu mesaje într-un astfel de moment. Nu o să vedeți la mine etalări că totul e frumos și totul e bine, ci de obicei a cam venit timpul să luăm sabia asta în mână și să tăiem ceva în viața noastră. Deci dacă sunteți într-un astfel de moment de nevoie de a închide ceva în viața voastră, pe semne că este etalarea voastră. Au mai fost și alte etalări mai vechi pe aceeași temă. Pentru că toți așteptăm, la urma urmei, un astfel de moment al morții. Pentru că e clar că după moarte începe ceva nou. Și după cum arată etalarea, începe ceva nou și foarte bun. Dar nu imediat. Moartea asta a apărut în urma acestei cărți. Este cartea 8 de spade. Am să o opresc un pic. Am oprit un pic pentru că am vrut să vă arăt și în tarotul clasic cum arată 8 de spade. Acesta este un tarot mai special, cu iz indian, așa. Dar așa arată 8 de spade și vedeți și voi. Este un om blocat. Nu mai poate nici la stânga, nici la dreapta, nu știe încotro să o ia. Este o femeie legată la ochi, dar și legată ea însăși, de mâini și de picioare. E prinsă fedeleș acolo, în propria ei lume limitativă, care poate să însemne propriile voastre convingeri limitative. E un mare nu pot, nu știu, nu am încotro în viața voastră. Și de aici a apărut această 8 de spade, blocajul în care vă aflați. Dar pe semne că a cam venit vremea
să rupeți lanțurile astea, șforile astea care vă țin legat, legat de ochi, semn că nu vedeți calea, dar poate că e și nevoie să nu vedeți niște lucruri. Când vedeți o astfel de carte cu ochii legați, semn că ori nu vedeți niște lucruri, ori nu vreți să le vedeți, ori n-a venit timpul să le vedeți așa cum sunt, sau poate e nevoie de luciditate. Știți cum este justiție oarbă, care nu ține cont de nicio influență. Dar iată, e o femeie, nu numai că e legată de mâini și de la ochi, pardon, dar și de mâini și de picioare, iată tot cât e de neputincioasă, și prinsă în această capcană de spade, cele 8 spade care o țin acolo blocată. Asta este faza voastră actuală. Și vă dați seama că nu mai puteți sta așa. Probabil vă tot întrebați, cât o să mai stau blocat în acest nu pot, nu știu, n-am încotro? Există momente în viață când chiar suntem acolo țintuiți într-o relație, iată, așa, nefericită, fără libertăți, fără fericire, fără direcție, fără nimic, în joburi limitative, în probleme de sănătate, în probleme financiare, care așa ne țin blocați și care ne termină, evident. Cine știe de când durează, dar de ce suntem la o etalare cu a venit timpul să? A venit timpul să căutați ieșirea din acest nu pot, n-am încotro, nu știu ce să fac, nu văd soluție. Așa este. Uneori nu o vedem. Poate nu vrem să o vedem. Poate, da, nu putem să o vedem deocamdată. Semn că trebuie să luăm o pauză din această suferință. Și a apărut această carte, Rest and Reconsider. A mai apărut în alte etalări, dacă nu mă înșel, chiar la ultima, la Oracolscop. E, într-un astfel de moment de nu pot, n-are rost să ne luptăm cu blocajele astea, cu săbile care ne înconjoară. De ce? Pentru că suntem legați de mâini și de picioare. Nu putem. Și de aia ne zice, fă o pauză. Nu te mai lupta. Retrage-te. Nu e un abandon. E doar o... E acel moment în care ne batem să ieșim la dintr-o vâltoare. Dar uneori cea mai bună soluție să ieșim dintr-o vâltoare este să ne lăsăm duși de această vâltoare. Că da, cu cât dăm mai tare din mâini și de picioare, putem să ne ducem la fund. E, uneori trebuie să fim precum coaja de nucă pe vârtej, pe vâltoare. Pentru că o coajă de nucă iese la suprafață și pe urmă merge mai departe. Și de-aia vi se zice, stai, nu te mai lupta. Ok, ești blocat, ești ținut pe loc, n-ai încotro, nu vezi soluția, nu există soluție. Nu te mai agita. Cu problema aia la care vă duce cu gândul această etalare. De obicei, aceste etalări, în momentul când începeți să le ascultați, vă duc cu gândul la ceva din viața voastră. Înseamnă că acolo trebuie făcut ceva. E, și din neputința asta, limitările astea, constrângerile astea, obligațiile astea în care sunteți de ceva vreme prinși, cineva zice, calm, nu te mai agita, nu te mai da cu capul de toți pereți. Ai răbdare. Este o carte a... Nu e a abandonului, este doar a retragerii din furtună. Cu cât stăm mai mult într-o furtună, cu atât ne lovim mai tare de furtună sau cu atât suntem mai răniți de furtuna aia. Și vi se spune o vreme să nu vă mai cramponați, să nu vă mai dați cu capul de toți pereții, ci să așteptați. Ce să așteptați? Vom vedea în această etalare ce trebuie să așteptați. Ei, în tot acest moment de aparentă retragere, care poate să însemne o perioadă de singurătate, în cazul în care o relație n-a mers, o perioadă de lipsă de activitate, în cazul în care a picat o afacere, o muncă, o ceva, o pauză, da, luați-o ca o pauză, dar nu e o pauză de aia destructivă, ci o pauză constructivă, o pauză activă. Nu e o pauză
a omului înfrânt. E o pauză a omului care caută soluții, pe care deocamdată nu le vedeți, dar o să le vedeți. Momentan, da, sunteți și la această poartă închisă. Este o ușă ferecată și jos scrie forbidden, adică interzis. Da, inclusiv cartea asta vă arată că e ceva interzis. Voi nu puteți nici să rupeți frânghile astea, nici să dați această eșarfă de la ochi deoparte și nici să rupeți acele săbii din jurul vostru. Ca niște gratii, nu? Deocamdată sunteți după aceste gratii, iată, și imaginea asta este foarte reprezentativă. Parcă femeia din spatele săbilor privește prin niște zăbrele. Și după aceste săbi este o femeie, da, cu ochii acoperiți. Da, e o stare de nu văd, nu pot, n-am încotro, nu știu ce să fac. E vorba de spade aici. Spadele țin foarte mult de minte, rațiune, gândire. Încât n-aș spune că e vorba de nu pot. Nu pot înseamnă n-am putere, nu? Pe când aici cu spadele e vorba de nu știu. Adică mă refer la cunoaștere, la soluții, la idei, la ceea ce mintea îmi poate transmite. Și mintea noastră, momentan, cei care privim această etalare, mintea noastră este blocată în acest nu. De ce? Pentru că este o ușă ferecată acolo. Ceva vă este interzis. În acest moment al vieții sau când vedeți acest film. Destul că erau atâtea zăbrele acolo care vă țineau legat. Mai apare și o ușă închisă. O închisoare, nu? Închisoarea, am și zăbrele, sunt și ținut acolo în această pasivitate și nici n-am voie să ies. Mi-a interzis. Puteți spune că e vorba de perioade karmice în care uneori suntem blocați multă vreme, ca într-o închisoare. Așa o considerăm noi o închisoare. Dar nu e o închisoare. Hai să zicem, pedeapsă, dar eu nu consider că totul este o pedeapsă ce trăim noi uneori, ci lecție de viață. E, această pedeapsă, da, ne poate ține mult timp acolo să ne ispășim, nu? Închisoarea nu stă o zi, ăla se cheamă arest la urma urmei. E, o vreme stăm închiși după ușa asta ferecată, după zăbrelele astea, în pustiu acolo, în lumea mea, căutând soluții. Și vă spuneam că e legat de spade și spadele înseamnă cunoaștere și această carte spune totul. A apărut cartea Gnosis, Gnoză, care înseamnă cunoaștere. Vouă deocamdată vă este interzis accesul la o anumită informație, să zicem așa, dar informația este de fapt cheia zăbrelelor lor, cheia care deschide poarta asta. Cheia înseamnă cunoaștere. Voi încă nu știți, că de-aia m-am referit ca la 8 de spade, ca la incapacitatea de a ști ceva. Nu știu, nu neapărat nu pot, eu nu știu. Mă rog, aici este o triplă, dacă vă uitați, triplu blocaj. Nu văd, nu pot și nici n-am încotro. E de 3 ori blocată. Deci nu e doar cu mâinile legate, ci e un cumul de factori. Poate da, poate sunteți într-un moment cu mai multe blocaje simultane în viață. Și de-aia vi se pare că totul e în zadar, interzis, oricât m-aș lupta tot de ușa asta ferecată dau. Dar oare ce înseamnă această gnoză? Ce înseamnă această cunoaștere? Ce nu știți, dar vreți să știți? Ce căutați? Încotro să căutați? Greu de spus. Vine un moment de transformare. Moartea, da, moartea este și un moment de transformare. Poate zona asta de stai deoparte și reconsideră, treci totul din nou în revistă, vezi ce trebuie făcut, ca să înseamnă reconsideră, mai fă odată tot procesul mental prin care caut soluții, că soluția e acolo. Dar tot acest moment este moment de moarte, dar de fapt e de transformare. Și de a ieșit în completare această carte, numită Alchimie Personală. Voi,
muriți și renașteți. Voi vă transformați din cel de dinainte, acela care nu poate, nu știe, n-are încotro, în cel de după. Și cel de după apare după această perioadă de transformare. Alchimia asta face. Alchimie personală, așa se numește această carte. Alchimia este acel proces chimic, să zicem așa, dar de fapt se cheamă alchimie, este un proces de transformare a unei substanțe de calitate inferioară într-o substanță de calitate superioară. Gen, transform nisipul în aur. Alchimia e un domeniu de mică magie, mică mare magie, ce să zicem așa, care ne transformă în altceva. Ceva am fost înainte sau substanța aia de calitate inferioară am fost înainte și prin acest hocus-pocus alchimic devenim ceva mult mai bun. E, de fapt, alchimia pentru voi înseamnă cunoaștere. Ușa asta de eliberare până una alta, că nu știți ce e după ușă, ușa asta înseamnă să descoperiți informația, știrea, calea, domeniul, formula magică de transformare, de fapt care deschide poarta asta. Gnoza. Vă spuneam că această carte inițială înseamnă nu știu. E, gnoza înseamnă că bun, nu știu. Cel de dinainte nu știe. Dar învăț, fac ceva, să știu. Și asta faceți în perioada de odihnă, de stat pe margine. Nu stați și plângeți și trece timpul, ci în tot acest timp voi căutați soluții. Și soluțiile înseamnă acele răspunsuri la întrebări de genul toate întrebările la urma urmei. Ce să fac? Încotro să o iau? Cum? Când? Unde? Puneți toate întrebările posibile. Asta face acest om. Își pune toate întrebările. Cine sunt? Încotro să o iau? Ce am de făcut? Ce nu știu? Ce știu? Ce pot? Ce nu pot? Cum să fac asta? Unde găsesc soluțiile? De aia reconsideră. În momentul când stăm și reconsiderăm ceva, ne uităm înapoi un pic. Bun, am ajuns în faza asta. Cum am ajuns? Dar stau în zona asta de plângăcios, retras? Nu. Caut soluții. Omul ăsta, dacă vă uitați bine, lângă el are și un rucsac. Deci este un tânăr care a urcat muntele până aici. A obosit. De-aia are nevoie de odihnă. Cât o dura? Nici o transformare nu se face peste noapte. Cât o dura această odihnă? Dar după ce își recapetă forțele, și așa sunteți voi acum în zona asta de pauză, timp în care s-a gândit ce are de făcut de acum înainte, el s-a gândit, bun, și de acum încolo, cum urc eu muntele mai departe? Am ajuns aici, bine, rău, am ajuns. Recapăt răsuflarea și după aia pornesc escaladarea muntelui mai departe, care e un rucsac, vedeți? El are deja o cunoaștere, dar pe semne că aici, în faza de odihnă, are nevoie de niște informații, gnoză, cunoaștere, care să-i deschidă ușa aia, ușa aia de după nu pot, nu știu. Ce să fac să... De fapt, aveți aici în rucsac tot ce vă trebuie. Doar că nu știți să le folosiți pe semne. Ia uite ce carte frumoasă a ieșit. Cred că a mai ieșit și în alte etalări. Este o femeie frumoasă, bine îmbrăcată, dar în părul ei parcă este imaginea din undeva cândva, dacă ați văzut filmul. În părul ei are toate artele. Arte, am zis. Dar artele sunt și ele o formă de cunoaștere. Este o mandolină, o pană de scris, un penel, mai multe pensoane, un șevalet, o statuie, un portativ,
măști de teatru, toate artele. Talente, nu? Ei, asta își caută omulețul ăsta obosit. Își pune întrebarea. Ok, am ajuns aici. Am ajuns, dar nu știu, nu pot, nu am încotro. Sau mai bine zis, așa am fost cel de dinainte. Pauză, trebuie să o iau în altă direcție. Și își pune întrebarea, bun, și eu, ce știu eu să fac? Ce îmi place mie să fac? La ce sunt eu bun, talentat? Ca să seamnă talent. Toți am fost înzestrați cu un talent. Asta este în rucsacul lui. Talent. Dar uite că acest rucsac e închis. Acest rucsac e închis, ca ușa asta. Ca această închisoare. Nu cumva voi, cei care mă priviți aici, sunteți oameni cu foarte multe priceperi, talente, dar pe care nu le-ați folosit încă. De ce? Pentru că erați aici după limitările astea. Nu am eu timp de pictură, că trebuie să dau mâncare la copii. Nu am eu talente să cânt la nunți, deși am voce, pentru că nu pot intra în lumea asta. Practic, vă refuzați talentele alea din rucsac din cauza nu-urilor limitative. Nu pot, n-am curaj, sunt timid, n-am șanse, eu n-am noroc. Toate nu-urile alea pe care, de fapt, voi vă ștergeți toate aceste talente. Eu n-am noroc, eu n-am talent la scris, eu n-am talent la cântat, eu n-am talent la pictură. Nu cumva ieșirea din închisoare ar putea însemna, pentru unii, evident. Dacă nu vă regăsiți în această etalare, înseamnă că nu e pentru voi. Nu cumva pentru unii ieșirea din nu pot, nu știu, n-am încotro, sunt talentele, plăcerile. Da, astăzi este luna plină în leu. Leu este, cred că, singura zodie care se ocupă de hobby-urile noastre. Celelalte mai sunt. Muzica ține de Taur, casa a doua, scrisul, tot ce ține de comunicare e legat de, știu și eu, de gemeni, toate zodiile. Dacă o luăm așa, au câte un talent. Berbecul, talent la sport, sunt tot felul de talente, da? Dar aici vorbim de toate talentele artistice. Balanța ține de artă, toate la urma urmei au niște talente artistice. Dar singura zodie care se ocupă de hobby-uri, plăcerile alea, ce face plăcere inimii noastre să facă, e legată de leu. Dar poate unii, din motivele arhicunoscute ale vieții de zi cu zi, a zis nu, alea rămân acolo, după ușă. Sau le-am încuiat în copilărie, sau le-am încuiat când m-am măritat, sau le-am încuiat când m-am angajat. Acolo rămân că nu, eu nu mănânc din artă. Eu nu trăiesc pentru pictură. Dar unii dintre cei care mă priviți aici, a fost înzestrat cu acest talent. Ia uite-l, unul din astea. De aceea voi, într-un astfel de moment de odihnă și reconsiderare, puneți-vă această întrebare. Care e talentul real pe care l-am? Nu că mi-a zis mama că sunt talentată. Eu însumi. Care e talentul pe care l-am? Poate nu sunt conștient încă de el, de aia a apărut gnoza, de aia poate înseamnă caută-l, dezvoltă-l, învață-l, descoperă-l, faceți ceva să știți care este talentul. Poate unii nici nu știți că aveți un talent. Da, multă lume nici nu a căutat vreodată că ar avea un talent. Dar poate că a venit timpul să căutați ce e dincolo de ușa asta. Ori talentele voastre de odinioară ferecate acolo, lasă că nu din asta îmi câștig eu pâinea,
Gnoză poate să însemne, da, cunoaștere, dar poate unii n-ați dezvoltat mai profund aceste talente. Poate talentele astea pe care le aveți necesită o transformare, o alchimizare dintr-o voce nativă. Vă place să cântați, să zicem așa, și vă spune toată lumea că aveți voce bună, dar ca să faceți din simpla plăcere o artă, trebuie gnoză, școală, cunoaștere, studiu, individual, în altă parte, nu contează, dar să transformați alchimia, nu uitați, să transformați talentelul la mititel în talent, în artă. Trebuie școală, așa este. Dar sunteți oameni privilegiați, norocoși, mulți dintre cei care mă priviți aici și nu spuneți că nu, pentru că toți avem undeva un noroc. Din păcate, mulți care mă vedeți aici, vedeți partea negativă a acestui talent. Eu nu asta fac. Dimpotrivă. Sper că ați remarcat că vă spun că sunt toate în interiorul vostru. Totul e să schimbați, să alchimizați energia gândurilor. Unii spuneți, nu, n-am noroc, eu nu. Păi da, eu nu. Mulți care mă priviți, iată, 80%, spuneți, nu, eu nu. Eu nu pot, eu nu știu, eu nu am, eu n-am avut, eu nu. Iată ce carte frumoasă a ieșit. Femeia, doamna, nu femeia, doamna privilegiată. Nu mă refer la femei. Da, poate majoritatea care mă priviți aici sunteți femei și multe din cărțile de pe masă indică femei. Sunteți oameni privilegiați prin niște talente. Oricare din părul acestei femei. Le aveți la îndemână. Sau nu le-ați dezvoltat, sau nu le-ați descoperit, sau n-ați avut curaj să le folosiți, sau le-ați pus acolo într-o cutie și ați zis că nu e cazul. Dar talentele, da, nu le are oricine. Așa este. Dar poate le-ați primit și nu le-ați descoperit și iată, a ieșit această carte numită Responsabilitate Dumnezeiască. Și mesajul zice: ești conștient de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprimi. Ești conștient. Conștient, gnoză, alchimie. Trebuie să deveniți, a venit timpul să deveniți conștient de puterea gândurilor, dar ne-am duce chiar mai mult decât atât, puterea creativității voastre, a imaginației voastre, a talentelor voastre, alea pe care nu le-ați folosit sau le-ați folosit, dar le-ați abandonat la un moment dat, e acel sentiment de ușă închisă. Da, unii ați fi vrut, dar nu s-a întâmplat. Bun, și aici nu ne referim, să nu ne ducem, să nu exagerăm, să spunem că la 10 ani am avut un desen la expoziția școlii. Nu la asta mă refer, ci la talente reale. De orice natură. Vă place să faceți prăjituri? Nu oricine are acest talent. Vă place să decorați case? Nu oricine are acest talent. Oricare dintre talentele astea. Vă place, deci nu uitați acest lucru, îmi place. Îmi place să, puncte, tricotez, pictez, croșetez, desenez, văruiesc, decorez torturi, fac olărit. Lucruri care pot deveni sens al vieții, nu neapărat generator de bani. Nu văd nimic pe masă legat de bani. Nimic. Ci de bucurie vieții. Leul. Luna plină în leu de bucuria vieții vorbește. De energia vieții. Și ziceam că este luna plină în leu. Luna este în leu. Dar luna plină este un mijloc, să zicem, de ciclu care a început la luna nouă în leu acum 6 luni. Și leu este guvernat de această planetă numită Soarele.
Să iasă soarele într-o zi de lună plină, interesant, nu? Soarele este energia și spuneam că luna plină în leu activează energia noastră vitală, ceea ce ne ține pe noi în viață. Și pe semne, unii dintre cei care mă priviți aici, ați ajuns în fața asta de nu pot, de cădere, de suferință, de ușă închisă, tocmai pentru că v-ați refuzat o energie pe care ați primit-o de sus. Un talent, așa cum am spus. Talentul uneori ne ține în viață. De multe ori ne simțim împliniți când folosim talentul și nu meseria. Meseria e una, talentul e alta. Oamenii care fac realmente carieră, de multe ori fac prin ceea ce le place să facă. Inclusiv eu. Mi-am unit în ceea ce fac aici toate talentele mele. Mi-a plăcut să scriu, o vreme am scris, după care am început să vorbesc. Mi-a plăcut astrologia, am pornit pe calea asta. Nu mă gândeam că într-o zi o să devin o carieră, nici vorbă de așa ceva. Era o pasiune, un hobby. Dar hobby, pentru unii, poate deveni soarele. Soarele este cartea succesului, a realizării, a faimei, a gloriei, a renașterii, că ce v-am spus, că sunteți în faza de moarte, de transformare, de la ceva ce am fost la ceva ce urmează să fiu. Dar ce urmează să fiu este răsăritul ăsta de soare. Este succesul. Repet, nu înseamnă că de aici o să vă iasă bani, dar de aici iese energia, fericirea, bucuria, eliberarea. De ce se numește această carte Responsabilitate Dumnezeiască? Pentru că atunci când am venit pe lume, ni s-a pus în bagajul ăsta, în rucsac, ni s-au pus tot felul de virtuți, între care și talente. Dar rucsacul ăsta e nedeschis. Și este responsabilitatea voastră să deschideți rucsacul ăla și să vedeți ce e acolo nefolosit. Poate unii știți ce ați dus după voi, da? N-ați folosit. Poate încă unii nu știți, gnosis. Poate încă nici nu știți sau urmează să descoperiți. Urmează. Ia uite ce frumos aici, această carte cu arte. Și acum o văd și pe aceasta, care e tot o artă. Se numește Sunet binefăcător, dar este o muză care cântă, dacă nu mă înșel, chiar la același instrument de aici, nu? Nu seamănă? Tot un violoncel, un instrument cu coarde. Tot sunet binefăcător, tot artă, tot ceva frumos al vieții. Sunet binefăcător, poate aveți nevoie de muzică în viața voastră. Poate unii aveți talentul muzicii și cine știe, e nevoie să-l explorați, dezvoltați, transformați în ceva mai bun, de calitate. Poate alții trebuie să folosiți muzica pe post de vindecare. Și dacă veți căuta numai pe YouTube, dacă veți căuta, sunt milioane de filmulețe cu muzică și alături, lângă titlu, găsiți frecvențe, vibrații. Muzica este vibrație. Poate în tot acest timp de rest and reconsider, de odihnă, aveți nevoie de muzică să vă însoțească. Știu că o faceți mulți. Eu una, fără să-mi pun muzică de meditație, muzică de concentrare, muzică de activare a anumitor frecvenței, asta e ziua mea tot timpul. Nu pun la aceste filme background muzical pentru că unele au drepturi de autor și nu le pot folosi. Altfel mi-ar bloca YouTube filmul meu, propriul meu film și nu asta îmi doresc. Dar când muncesc, când scriu, când mă pregătesc pentru consultațiile mele și așa mai departe, tot timpul folosesc ca background sunete binefăcătoare.
acele denumite vibrații. Nu mă refer la muzică de bumții-bumții și toate astea, că și alea au vibrația lor, dar în alte ocazii. Sunet binefăcător, folosiți-vă de aceste sunete. Ascultați muzică pentru a atrage vibrația pe care o doriți în viața voastră. Alchimia necesită și sunete. Și iată, a ieșit încă o carte foarte interesantă. Vindecătorul mistic, alchimie, mistic, vindecare. Energia vindecătoare curge prin tine. E clar că în acest moment de moarte, între ghilimele, că aici sunteți în zona de moarte, asta este. Suntem pe podul dintre viața de până acum, transformarea, și după podul ăsta urmează viața de după. Dar ce e viața de după înseamnă vindecare, binefacere, responsabilitate asumată. E, asta este, cred că n-am dus ideea până la capăt cu responsabilitatea. Este obligația voastră să căutați în rucsac. Sau, dacă știți ce este în rucsac, să folosiți, să vă găsiți timpul necesar. Pentru că inclusiv sunet binefăcător, artele acestea, astea fac parte din vindecarea voastră. Vindecare spirituală. Spiritul nu se hrănește cu bani. Spiritul nu se hrănește cu mâncare, cu obiecte. Spiritul se hrănește cu vibrații, cu energie, energia vindecării, energia plăcerilor personale, sunete, artă. Ce vă place vouă să faceți? Dans, sport, toate sunt talente. Nu oricine are talent, dar oricine are un anumit talent. Oare îl știți? Unii poate da, unii poate nu. Unii poate acum vă descoperiți un talent. Acum, nu, în momentul ăsta. Urmează să, mâine, peste o lună, peste un an, peste 7. Dar e în alchimizare. Talentul al vostru se cristalizează. Un cristal, alchimie, un cristal ce este o... Un diamant, ce este? Un diamant are cea mai simplă formulă. Diamantul are formula carbon. Atât, diamantul. Dar carbon este și mina de creion, care e grafit, carbon este și cărbunele, carbon este și diamantul. Dar asta înseamnă alchimizarea, transformarea carbonului din cărbune în diamant. Tot carbon este. Voi ați fost și cărbunele, voi veți fi și diamantul. Dar e nevoie de această perioadă de alchimizare, de cunoaștere, de dezvoltare, de deschiderea ușii, că unii nici nu aveți curajul să deschideți ușa. A, nu-mi trebuie mie talente, nu-mi trebuie mie artă, nu-mi trebuie mie plăcere, nu, frate, eu acolo să muncesc, că asta mi-e viața. Poftim? Nu. V-am spus, spiritul nu se hrănește cu... Nici cu mâncare, nici cu bani, nici cu telefoane ultramoderne, ci cu plăcere. Cu asta ieșim din viață. Când vom pleca de pe lumea asta prin acest act, nu ne ducem acolo cu privilegiile, că tot a ieșit cartea Doamnă privilegiată, cu privilegiile materiale ale acestei lumi, ci cele imateriale, bucuriile vieții, ale pe care unii nici măcar nu ne le permitem, din diverse motive. Care sunt motivele? Asta, închisoarea. Nurile. Nu, n-am eu timp de muzică, n-am eu timp de pictură, n-am eu timp de modă, n-am eu timp de ce îmi place mie, de talente. Vai, talente? Mulți ne refuzăm talentele, plăcerile. Repet acest lucru. Nu neapărat talent, că o să ajung mâine Eminescu. Nu. Dar dacă îmi place să scriu poezii, îmi găsesc o oră pe săptămână să scriu poezii pentru mine. Că așa deschid poarta. Asta, perecat. Îmi place să cânt la chitară? Nu trebuie să mă duc pe scenă. Cânt la chitară în colțul meu de cameră. Îmi place să pictez? Îmi găsesc o oră pe lună și creionez ceva acolo.
Pentru că ăla e momentul meu de dăruire, de a-mi dărui mie ceva. Sunet binefăcător. Nu trebuie să vă duceți la Vocea României sau la X Factor să arătați cât de bun sunteți. Dacă aveți și acest talent, succes. Dar pentru mine o fac. Nimic pe cartea asta, pe etalarea asta nu vorbește de alții, ci vorbește de noi. Luna plină în leu pune eu în valoare. Eu. La ce sunt bun eu? Care e talentul meu? Eu. Leu. Eu. Mult eu în leu. Dar, iată, aici zice alchimie personală. Deci e vorba de noi, persoana din noi, doamna din noi, nu? A venit, probabil, ușa asta ferecată e teama. Dar dacă. De-aia de ce carte frumoasă a ieșit. Înlocuiește teama cu iubire. Da, luna plină în leu vorbește de iubire. Dar înainte de orice, după cum arată etalarea, e vorba de iubire de mine. Iubire de eu meu. Ce e al meu? Talentele mele, talanții, sunt acele monede pe care le-am primit de aur, din nou aur, leu, soare. Am primit niște talente la naștere. Și aceea nu trebuie să vă fie frică să le folosiți, să le scoateți din rucsac de acolo. Pentru voi, întâi și întâi. Dacă simplu hobby devine și o carieră, bravo și mult succes. Dar câți au norocul ăsta? Unii da. Trebuie doar să le scoateți din rucsac, să le scoateți la lumină. Iată, această femeie este într-un tablou. Apoi tabloul nu l-am făcut să stea ascuns într-un beci. E o ramă acolo, o ramă de aur. Și femeia asta e în ramă, își arată frumusețea într-o ramă, trebuie să arate lumii ce știe să facă, ce are ea în păr acolo. Deci pe lângă cele 7 arte, putem să punem 100 de alte arte, că și alea sunt arte. Arta conversației, arta modei, arta gastronomiei, arta sportului, arta... Câte arte pot fi? Scrieți în jos, în comentarii, care este talentul pe care considerați că l-aveți. Chiar sunt curioasă. Și, eventual, îl și folosiți sau e acolo ferecat după ușă. Mi-ar plăcea să știu că sunt oameni talentați. Și eu am o grămadă de talente. Nu pe toate le-am dezvoltat, dar măcar le-am încercat. Și din toate acestea, unele au rezonat și le-am dus mai departe, altele din când în când. Îmi place să scriu, îmi place să meșteresc cu mâinile. Dacă m-ați urmărit de-a lungul timpului, ați văzut că am făcut tot felul de lucruri și bijuterii din cristale și pictură și din pasiune, fotografie. Îmi place să călătoresc, îmi plac o grămadă de lucruri. Unele pot fi talente, nu doar simple plăceri, dar aici vorbim de plăceri, mai mult decât de talente, dar e vorba de a lupta cu frica de a scoate la lumină în ramă aceste talente. Deocamdată pentru voi, să le conștientizați voi, gnoză, nu? Sunt conștient. Era o carte pe aici care vorbea de conștient. Uite aici. Ești conștient de puterea gândurilor tale, dar aici ești conștient de puterea talentelor tale? Aș pune eu întrebarea. Și de întreaga iubire pe care o exprim. Da, făcând ceea ce vă place, vă exprimați iubirea. Pentru voi. Că de hobby-urile sunt ale noastre. Nu o să mă pună mama să am ca hobby ceva. Dacă nu-mi place, nu fac pentru nimic în lume. O fac, fac un lucru pentru mine. Pentru plăcerea mea, pentru bucuria mea, soarele. Nu vi se întâmplă. Job e job. Familia e familie. Dar uneori când aveți o pasiune și faceți lucrul ăla, nici nu simțiți timpul cum trece, nici nu simțiți oboseală, că e pasiune. De acolo vă trageți voi energia, nu din ce trebuie să faceți, obligațiile alea. Dar uneori
trebuie să deschidem, să avem curajul ăsta, să ne deschidem ușa asta ferecată. Ia să-mi ofer o oră pe săptămână pentru bucuria mea, hobby-ul meu, fericirea mea. Asta veți face în această perioadă de trecere a podului. Vă recăpătați curajul de a deschide rucsacul. Ia să văd eu ce n-am mai făcut eu de 10 ani. Ia să văd eu ce îmi place mie să fac. Da, unii poate ați încercat să folosiți aceste talente. Dar tot o ușă blocată a rămas acolo. Nici o problemă. Continuați, continuați, continuați să bateți la ușa asta până se deschide. Că iată, a ieșit această carte. Este Asul de Cupe. Da, este și o carte a iubirii, Asul de Cupe. Dar noi aici vorbim de altfel de iubire, nu iubirea dintre o femeie și un bărbat. Iubirea pentru ce iubim să facem, să zicem așa, să facem. Poate a venit vremea să reaprindeți pasiunea egal plăcerea aia de odinioară. Sau pe care încă nici n-ați descoperit-o. Urmează să se aprindă focul ăsta în voi. Lună plină în leu, foc. Soarele, dita mai energia de foc. Unora vă e frică, așa este. Teamă, da? Cum am zis undeva, mi-e teamă să deschid ușa asta. Înlocuiește teama cu iubire. Iubire aici, iubire aici, iubire aici. Iubire de ceva, nu de cineva. Iubire, iubesc să fac lucrul ăsta, să cânt, să pictez, să dansez, să urc pe munte, dar îmi găsesc mie această bucurie măcar din când în când, nu? Ia să vedem ce zice mesajul de pe această carte. Mintea umană este la fel ca un sol fertil pe care sunt cultivate în continuu semințe. Atunci când ești impecabil în tot ceea ce spui, mintea ta nu mai este un sol fertil pentru cuvintele născute din teamă, ci numai pentru cele născute din iubire. Cuvintele născute din teamă sunt astea. Nu pot, nu știu, nu am timp, nu acum, nu eu, nu. Aia e teama. Teama zice nu în noi. Iubirea zice da. Iubirea înseamnă pasiune, iubirea înseamnă energie, iubirea înseamnă fac, mă arunc. Și de aia solul ăla fertil are nevoie de cuvintele ieșite din da. Mintea umană este un sol fertil pe care sunt cultivate în continuu semințe. Poate ați pus niște semințe, dar încă n-au dat roade. Poate urmează să puneți niște semințe din care va ieși ceva frumos pentru sufletul vostru. Căutați-vă pasiunile. Sunteți privilegiați. Și dacă descoperiți pasiuni noi, nu le refuzați. N-am eu timp de asta. Ba da, faceți-vă timp, pentru că a ieșit cartea Embracing. Embracing înseamnă deschid brațele și primesc. Îmbrățișez, accept. Da, Doamne, primesc. Am acest talent? Nici nu știam că l-am. Îl descoper și îl apuc pentru mine să-l folosesc pentru plăcerea mea. Nu neapărat să-mi câștig banii din asta. Repet, cine o face la nivel de carieră, bravo lui. La nivel de misiune personală, bravo lui. Dar putem să folosim și la nivel de bucurie personală. Și dacă tot le avem, să le îmbrățișăm, sunt ale noastre. Dacă tot le descoperim, să le primim. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat acest talent. Poate prin talentul ăsta eu mă vinde. Poate prin talentul ăsta eu mă ridic de jos. Poate prin talentul ăsta mă iert pe mine însumi, cum zice această carte. Mă iert pe mine însumi. Iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bun și sunt liber să mă iubesc pe mine însumi. Ce am zis? Nu sunt îndeajuns de bun, e asta. Ușa închisă. Nu. Eu nu am voce, eu nu am talent, eu nu pot, eu am încercat, eu n-am reușit, eu am fost la Vocea României de 5 ori și am fost refuzat, eu nu am timp de pictură, eu nu. Asumându-vă niște
vin pe care nu le aveți. De-aia vi se spune să vă iertați. Să vă iertați eșecurile, să vă iertați încercările nereușite. Normal, nici cel mai mare artist n-a reușit din prima. Citiți biografiile unor mari artiști care întâi au fost, vai, de steama lor, până au ajuns să fie acum cei mai tari în domeniu. Toți artiștii au trecut prin zona de uși închise. Artiști de orice natură ar fi ei. Și de aia, probabil, unii ați încercat și ați zis nu, abandonez. Poate asta și înseamnă cartea asta. Am obosit să urc muntele ăsta. Pauză. Și pauza înseamnă stau pentru că e ușa închisă. Dar în momentul când vă iertați eșecul anterior, eșecul, încercările, tentativele nereușite în trecut, e perioada de iertare, de odihnă, exact cum zice această carte. Lasă în urmă sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bun. Și sunt liber să mă iubesc pe mine însumi. Liber. Acum când este lună plină în leu, soarele este învărsător, care înseamnă libertate. Eliberați-vă de fricile astea, de blocaje, de ușile astea, de nuurile astea, de nu știu, de n-am timp, de nu, eu nu. Și când am zis eliberare, aici această carte, am văzut această carte că ea ieșise deja, wild, sălbatic. Eliberare. Mă rup. Dau în ușa asta cu piciorul până cade. Că după ușa asta sunt eu liber. Ce liber? Sălbatic. Sunt eliberat de tot ce m-a ținut dincolo de gratii. După ce ies din închisoarea asta de nu pot, nu știu, n-am încotro, plec unde văd cu ochii, plec în pasiunea aia mea. Sunt liber să mă desfășor așa cum sunt eu, cum zice aici. Ești conștient de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprim. Liber să vă exprimați. Și aici zicea, la fel, liber. Liber să mă iubesc pe mine însumi. Liber, wild, egal libertate. Fugă. V-au ținut multe pe loc, așa este. Frici, nu pot, n-am timp, n-am. De ce o fiește această carte? Envy, invidie. Da, poate pe unii, iată, este un portal în spate, un portal deschis. Foarte interesantă această imagine. În spate, portalul ăla duce către un peisaj luminos, solar, soarele, pe când femeia asta, care face niște vrăji acolo, e într-o zonă foarte ternă, griuri, multe griuri. Poate asta e viața voastră de până acum. Ați fost ținut în invidie. Invidia este o energie joasă, nu, nu neapărat că invidia cuiva v-a ținut pe loc sau invidia voastră v-a ținut pe loc, nu. E o viață ternă, poate materială, dar are și bani această femeie pe o cupă acolo. E, s-ar putea asta să fie viața voastră de până acum. Și dincolo de poartă este lumina prin alchimie. Seamănă imaginea asta cu asta. Nu? Tot așa o mică vrăjitoare acolo. E, viața voastră de până acum e asta. Ce dincolo de moarte, alchimie, pe țărmul celălalt, cum am zis eu, e ce dincolo de poartă. Da, să căutăm poarta. Aceeași poartă. Vedeți? Tot așa cu ogivă. Nu e o poartă pătrată, nu e o ușă pătrată, este exact, vedeți, cu colț sus, aici tot, cu colț sus, aceeași poartă, aici e ferecată, aici e deschisă. Envy, invidia, e energia joasă, teamă. Nu contează că se cheamă invidia, dar e o energie joasă, o vibrație joasă. Vibrația solară, soarele, e dincolo de ușă, dar ușa asta ferecată se deschide și în momentul când veți ieși de sub magia griului de până acum, că e o magie, ce face vrăjitoarea asta aici, că de asta a ieșit alchimie personală, prin hocus pocus al vostru,
Ușa asta se va deschide. Se sunt deschide, nu? Căutați formula magică gnoză, arte, sunete, gnoză, cine știe, mantre, afirmații, muzică, cuvinte. Cuvintele astea, până la urmă, veți găsi formula magică, acea abracadabra care deschide ușa asta. Și după ușă e soarele, e peisajul solar, luminos. Viața voastră e dincolo de ușa asta, nu dincoace de ușă. Dincoace de ușă e tern, e sumbru, e nu potul, e ca aici, blocajul, închisoarea. Ce bine vă veți simți după ce veți deschide poarta și vă veți vindeca de toate nu poturile și nu știurile și nuurile de până acum, folosindu-vă de arte, talentele voastre. Talentul pe care îl aveți, sau poate mai multe, vă va vindeca, vă va reaprinde pasiunea, soarele ăsta răsare, soarele ăsta strălucește, pasiunea asta, ia uite, e un punct și de la capăt. După moarte vine unul, după zero, ca asta înseamnă moarte, a picat totul, renasc, pasiunea renaște, pasiunea se aprinde, ca asta scrie pe această carte, pasiunea se aprinde și nu că se aprinde, dar o zbughesc în lumea mea, îmi fac timp pentru mine însumi cât pot. Dar acolo e soare pentru mine. Din când în când eu trebuie să evadez acolo, după ușa. Dacă vreau să țin ușa asta ferecată, o să o țin. Nu mă oprește nimeni la urma urmei. Dar ce-ar fi să o deschid? Acest as de cupe, în alte interpretări de tarot, este pur și simplu o cupă cu apă, în care se revarsă apa. Iacă-o. Cupa. Cupa victoriei, cupa campionului, cupa de fericire, cupa de orice. Dincolo, când veți reuși să transformați hobby-ul în propria voastră artă, repet, nu trebuie să faceți din asta ceva demn de simeze, de Hollywood și altele, ci pentru pura voastră plăcere, ăla va fi punct de referință, milestone, va fi ceva pe care o să o puneți în frunte. Luna plină în leu ne obligă să ne gândim la acel lucru de care ne este nouă cel mai drag, la noi înșine. E motivul ăla de mândrie personală. Eu sunt cel mai bun la. Iată, cel mai bun campion. Eu sunt campion la, în propria mea viață. Milestone înseamnă un stâlp pe care mă bazez eu în această viață, un punct de reperu, o dată scrisă în calendar cu litere de aur, că acolo ceva s-a întâmplat major în viața mea. Da, unii puteți face din asta renașterea care să vă ducă la adevărata împlinire, glorie, succes, luna plină în leu, egal succes, glorie, soarele. Luna plină în leu are rol de soare, care strălucește, care vă pune în valoare, de afirmare, de succes, glorie, reușită, recunoaștere, puneți aici tot, toate talentele pe care le puteți transforma în motiv de fericire, recunoaștere, succes și toate care vin după. Totul e să le descoperiți. Și după ce le descoperiți, să le folosiți, să le dezvoltați prin cunoaștere. Nu e nimeni născut, învățat. Da, știu să cânt, dar poate e nevoie să învăț și notele. Da, știu să pictez, dar poate trebuie să învăț niște reguli ale picturii. Da, știu să interpretez o poezie, dar poate există niște arte ale actorului care le pot învăța. Cu cine? Cu niște oameni de specialitate. Și unii, da, unii veți transforma simpla pasiune în glorie. Succes, afirmare. Doamne ajută să aud de unii dintre voi peste 5-10 ani
și să-mi scrie dacă o să ajungeți mari actori, mari artiști, mari pictori, mari... știu și eu ce alte arte sportivi, să-mi scrieți peste 10 ani. Acvaria, știi, te-am auzit eu atunci în 2023 și m-am căutat și am găsit că am ceva în rucsacul ăla și cu care o să vă mândriți, o să primiți cupa asta, recunoașterea succesului, afirmării, a reușitei și abia acolo vă veți simți liber, făcând lucrul ăla care vă place, nu ăla care vă ține așa, încorsetat. Viața de zi cu zi e asta. Mă duc la serviciu, că trebuie, spăl vase, că trebuie, fac mâncare, că trebuie, dar unii fac mâncare că le place, unii se duc la serviciu că le place, unii fac o muncă pentru că le place și întotdeauna aia aduce succesul, pe care o facem și cu plăcere. Cred că aceasta este ultima carte pe care n-am tradus-o și care se numește Compasiune. Compasiune. Compasiunea e milă. Mila poate fi și așa, limitativă. Mi-e milă. Nu pot să ies dintr-o viață așa, ternă, limitativă, nefericită, că mi-e milă. De cine? De altul. Dar oare nu ne e mai milă de noi? Nu trebuie să ne arătăm mai buni cu noi? Compasiune înseamnă bunătate, da. Mi-e milă de copii, soț, societate, părinți, cei față de care mi-am asumat niște responsabilități și pentru ei, din compasiune, da, și din iubire, clar, mă ocup de lucrurile alea care sunt așa. Eu nu sunt fericit făcând asta. Trebuie să le fac. Dar poate a venit vremea să fiți buni cu voi, să arătați compasiune pentru sufletul vostru, pentru cupa asta voastră. Sufletul e cupa. Cupa asta care arde, iacă-t-o. Arde. Poate a venit vremea să aprindeți focul ăsta de la soare. Că focul ăsta devine soare, că focul ăsta poate pe unii vă pârjolește, dar nu lăsați să ardă. Din grijă pentru alții. Și grijă pentru alții înseamnă nuri pentru ceea ce vă place vouă să faceți. Voi v-ați închis pasiunea dincolo de ușă din milă pentru alții. Nu zice nimeni că nu le puteți duce mai departe și pe alea. Puteți fi părinte în continuare, soție în continuare, angajat în continuare, dar cu flacăra asta ce faceți? Sper că n-ați aplicat povestea asta pe iubire, că nu de iubire e vorba, iubire pentru ceva ce vă place vouă, pentru ceva ce vă face fericiți și pe care unii nu-l acceptați. Embracing, ba da, mi se spune în această iterare, primește, primește talentul, primește, folosește-l, deschide brațe și folosește această pasiune ta, cunoaște-o, descoperă-o și desfășoară-te liber. Această închisoare numai libertatea nu inspiră. Pe când voi, cel adevărat, eu, ăla strălucitor, soarele, energia vitală vine în momentul când veți fi liber, wild, liber să faceți ce vă place și la ce vă pricepeți și ce vă e drag și ce vă încarcă sufletul de lumină. Și nu întunericul din închisoare. Exact această carte. Viața voastră ternă și gri în față versus viața aia luminoasă dincolo de ușă. Căutați să deschideți ușa. Am să extrag și 4 bilețele, așa cum fac de obicei la această etalare. Am extras 4 bilețele. Și am să arăt pe primul, roagă-te. Asta trebuie făcut tot timpul, poate chiar în perioada asta de vindecare, de iertare, de detașare, de pauză, prin rugăciune puteți deschide poarta. Rugăciunea poate fi o formulă magică. Rugăciunea e de fapt
exprimarea unor dorințe, dar și de recunoștință, dar și de mulțumire, evident. Dar roagă-te înseamnă că stați la ușa asta, nu stați și ziceți, te rog, ușă, deschide-te. Nu. În acest timp de odihnă, da, care poate fi privită și așa ca o vindecare mistică, în tot acest timp veți căuta soluții să urcați mai departe acest munte, să se deschidă și ușa, dar și rucsacul, să vedeți ce este acolo și pe urmă să găsiți ieșirea. Să se deschidă ușa aia prin rugăciune. Evident, de undeva de sus venind acceptul, pentru că eu cred că acceptul l-ați primit. Cineva acolo sus v-a zis, v-a dat toate aceste talente. Dar poate nu le-ați folosit voi. Și de aia mă refer la acest al doilea mesaj care e și pentru voi. Totul depinde de tine. Aveți toate talentele la purtător, acolo în părul vostru. Așa cum v-ați născut cu păr, așa v-ați născut și cu talentele din păr. Ca tare, da, roagă-te. Roagă-te să descoperi, roagă-te să te eliberezi, roagă-te să deschizi ușa, să găsești cine este, care este talentul, dar apoi totul depinde de tine cum folosești, pentru ce folosești, cum dezvolți aceste talente. Al treilea mesaj este, acceptă nou. Ce am zis undeva? Aici, am spus, în momentul când o să-l descoperiți, că poate unii nici nu l-ați descoperit, în momentul când o să-l descoperiți, când se va deschide ușa, unii o să ziceți, să trec pe ușa asta, să nu trec pe ușa asta, de aia depinde de voi, dacă treceți sau nu treceți pe ușa aia. Bun, poate este o ușă prin care intrați, ieșiți, intrați, ieșiți, nu intrați și rămâneți acolo, vă întoarceți uneori și în viața obișnuită, cum am spus, nu înseamnă nimic niciodată că trebuie să renunțați la ce făceați înainte pentru a vă găsi ieșirile astea din când în când pe ușa asta luminoasă. Dar în momentul când o să apară, acceptă nouă, când o să apară, deschide brațele și spune, da, primesc, ia să văd, ce-i talentul ăsta al meu pe care îl descoper, dar trebuie să-l dezvolt, să învăț, să văd cu ce se mănâncă. Că unii poate aveți acest talent, o să-l descoperiți, o să-l conștientizați, dar îl lăsați acolo, închis, după ușă. Și dacă tot vine, îl descoperiți, depinde de voi dacă îl acceptați sau nu îl acceptați, dacă îl fructificați sau nu îl fructificați, dacă vă exprimați sau nu vă exprimați prin această nouă artă care apare, dacă l-ați descoperit, mărește ritmul. Grăbește-te, cum s-ar zice. Mărește ritmul dacă tot ați descoperit care este. Ca să ajungeți aici, la cupa asta de succes, propriul vostru succes. Până acum, viața voastră a fost un pic, da, ca aici, stagnantă. Numai acțiunea nu arată această carte, că de la ea am pornit. Numai acțiune, e pauză, frustrare, blocaj, nu pot, nefericire, obligații, închisoare. În închisoare stai și aștepți să se deschidă ușa până ți se termină pedeapsa. Ori de tine depinde, zice Universul, cum ieși din închisoarea asta. Da, poți să rămâi în închisoarea aia mult și bine, e proprie voință, din milă, uneori milă de noi înșine, vai, săracul de mine, ne victimizăm, ne plângem, ne milă, vai, de noi suntem aici în zona asta, de a nu pot, mulți, o cam acceptăm această înfrângere în fața vieții, poate de aici, această energie joasă, aici sunt obligat, sunt blocat, sunt închis în zona ternă, dar Universul ne zice, de tine depinde, rămâi aici? Da, poți, rămâi aici, nicio problemă. Dar de tine depinde dacă treci ușa, deschizi ușa în cele din urmă și treci dincolo. Unde e lumină, unde e soare, unde e succes, unde e reușită. Și dacă tot ai trecut dincolo, mărește ritmul. Acceptă nouă, roagă-te să găsești ușa, să se deschidă ușa
Și dacă se deschide, folosiți-vă de acest nou talent. Dezvoltați-l, creșteți-l, nu lăsați să zacă. Poate unii l-ați lăsat să zacă ani, dar nu e timpul pierdut. Cum se numește acest film? A venit timpul să. A venit timpul să faceți ce vă place mai mult decât înainte, că de acolo vine fericirea, de acolo vine cupa, de acolo vine pasiunea, de acolo vine vindecare, de acolo vine soarele. Este singura arcană majoră care ieșe pentru voi, banul și moartea. După moarte, răsare soarele din nou. Ce face soarele? Soarele moare noaptea și dimineața răsare. Moartea nu e decât, moartea soarelui nu e decât rest în reconsider. Moartea este noaptea. Noaptea în care vă retrageți o vreme să vă regândiți totul, după care soarele răsare cu o pasiune nouă la orizont. Pasiunea care arde și care poate să ducă la succes. Și asta vă doresc în momentul când veți descoperi care vă e talentul, să-l folosiți în beneficiu vostru, că sigur aveți pe undeva acest as în rucsac. Voi cei care ați ales a doua variantă, asociată trandafirului roz sau țestoasei, de atâtea ori a ieșit în această masă ideea de schimbare, încât am putea concluziona că a venit timpul să vă schimbați major un anumit plan al vieții. Ce a fost, a fost, punct și de la capăt, seamănă un pic și cu prima parte, dar prima etalare era de cu tot o altă manieră, că aici e vorba de altceva. Voi sunteți într-o, da, schimbare, transformare, de atâtea ori a ieșit încât clar că spre asta vă îndreptați, dar să nu concluzionăm că e totuși cale lungă. Pornim de la această carte. Lângă ea le-aș putea pune și pe multe altele de pe această etalare. Am mai avut această carte și în etalări mai vechi, dar nu înseamnă că e legat de aceeași poveste de atunci. E o femeie în doliu care se reface după o pierdere. Nu la pierdere umană mă refer. A pierdut ceva. Cât unii dintre cei care mă priviți aici, dacă nu vă regăsiți în primele secunde, înseamnă că nu e talarea voastră, căutați alta. Dacă n-ați pierdut ceva în ultima vreme, înseamnă că nu... N-are rost să ascultați ce urmează, dar unii ați pierdut ceva, ceva drag, s-a încheiat o perioadă a vieții voastre, sus sunt cocori negri, ea e în doliu, are o scrisoare, are un trandafir, dar totuși își dorește această persoană să renască. Scrisoarea aia din mâna ei e speranța ei că totul poate să repornească în viața ei. După ce a murit ceva în viața noastră, mai scriem scrisori acelui lucru din trecut? Dacă e mort, e mort. Ceva mort nu rămâne decât în amintire, nu-i scriem scrisori. Dar poate ea vrea renașterea. Poate ea vrea să deschidă scrisorica asta, unde este un nou început. Și cu siguranță asta este în scrisurii ca aia voastră. Bun, deocamdată vin lucruri negative mai mult către voi, să zicem așa. Toți cocori ăștia negri, gândurile voastre în acest moment sunt acești cocori negri care vă influențează mai mult decât ce aveți voi în scrisurii ca aia. Că totuși ea, da, o fi în doliu, dar scrisurii ca aia e chiar pecetluită, dar are și un trandafir roșu în mână. Aici un trandafir
roz. Dar e pentru voi această poveste. Trandafirul roșu, scrisoarea pecetluită, e noul ei început. Ea totuși speră că se va ridica din suferința asta ei și va deschide scrisoarea aia unde este altceva. Momentan ea așa se simte. Orfan. Orfan, doliu, pierdere. Inspiră o văduvă, inspiră ceva care a pierdut ceva. Orfanul ce este? Un copil al nimănui. Această persoană, voi, momentan așa vă simțiți. Nu mai aveți lucrul ăla care vă era drag. Orfanul nu are părinți, văduva nu mai are iubirea vieții sale. Ați pierdut ceva. E, nu trebuie să stați acolo în doliu toată viața. Până și orfanul nu stă și plânge într-un orfelinat toată viața. Iese din orfelinat la 18 ani și își vede de viața lui. A fost viața lui de dinainte până a rămas orfan și există viața lui de după, ceea ce înseamnă ridicarea din zona de neputință. Există două tipuri de oameni. Orfanul, văduva, care stau o viață întreagă și se autocompătimesc, vai săracul de mine, sunt orfan, vai săracul de mine, sunt singur, văduvă și așa mai departe, nu mai am lucrul ăla, sau, da, ăsta-i trecutul meu, asta e viața, azi pot să am tot, mâine nu mai am nimic, dar mă ridic de acolo și eu de la capăt. Și asta se anunță pentru voi în perioada imediat următoare. O renaștere totală, nu peste noapte. Aici această carte, au ieșit numai arcane majore, în afară de una din care nu este majoră, și aici mă refer la tarot, au ieșit numai arcane majore, veți vedea, incredibil, semn că universul vă trimite niște șuturi fantastice să faceți lucrul ăla, că e urgent, e extremă urgență, de aia și priviți acest video. A ieșit cartea Eremitul, cartea singurătății, cartea retragerii, a izolării, a căutării de sens, a căutării de adevăr, a căutării de informații. Acel moment când stăm singuri, pe cont propriu, și ne uităm în sus, exact cum face acest om. E un pusnic, e un călugăr. Asta este eremitul. Un călugăr care se retrage din lumea obișnuită ca să se înțeleagă pe el, să se reculeagă, să se adune, să-și găsească un sens al vieții, să învețe. Este zona studiului individual, al dezvoltării personale, al vindecării spirituale, care, da, vine la pachet cu însingurarea. Orfanul e singur. Văduva e singură. Încă dacă sunteți într-un astfel de moment de însingurare, este o însingurare vindecătoare. Uneori pierdem niște lucruri, dar nu rămânem blocați în pierdere. Trebuie să învățăm ce avem, trebuie să înțelegem ce avem de învățat din această pierdere, de ce am pierdut unele lucruri, pentru că inclusiv viața, dacă pierdem un părinte, dacă pierdem o iubire, dacă pierdem, și aia este o lecție pentru noi. Eremitul este un înțelept. El caută răspunsuri și le și găsește. El caută înțelesuri și le și găsește. Dar nu le găsește în viața de zi cu zi, ci el caută alte căi. Deci, dacă sunteți într-un proces de dezvoltare personală, de vindecare spirituală, de căutare spirituală la urma urmei, sunteți pe drumul cel bun. Chiar dacă vi se pare că ați pierdut orfanul și văduva. Am pierdut, ok, ceva. Am pierdut o iubire, am pierdut pe cineva drag, am pierdut o etapă a vieții mele, am fost îngenunchiat. Nu-i nimic. Mă retrag în peștera mea o vreme. Meditez, mă vindec, sufăr, plâng, învăț, încerc să înțeleg, caut, inclusiv este cartea spiritualității, da? Caut sens și voi ieși de acolo, din peșteră, alt om. Ce întâmplare să iasă
aceeași carte. Și la prima etalare a ieșit aceeași carte. Dar aici de două ori. Este arcana numărul 17, care în tarotul clasic este soarele. Luna plină, la care filmez acum, are loc în leu, care este guvernat de soare. Cu alte cuvinte, și cei de la prima etalare și cei de la această a doua etalare sunteți în faza asta de răsărit de soare. Răsare soarele. Deocamdată sunteți în faza de noapte. Noapte, peștere, de întuneric. Da, eremitul nu este trimis acolo cu forța în peștera lui. Eremitul pleacă de bună voie. După ce ați pierdut ceva, veți fi într-o perioadă de asta de însingurare, izolare, suferință, retragere, fugă. Fugă în propria peșteră, că asta este peștera. Este peșterea sufletului meu. Eu mă închid în mine însumi ca să ies de acolo altul vindecat, transformat și veți vedea câte mesaje de transformare. E, soarele, când voi ieși din peșteră, răsare soarele. Se face lumină. Viața mea capătă lumină. Viața mea momentan e întunecată, sumbră. Dar totuși, iată, o rază, nu? O rază de lumină, o rază de speranță și de asta aici, în acest tarot, se numește, soarele se numește speranță. Acest pusnic, eremit, va ieși din izolarea sa, din singurătatea sa, din peștera sa, din retragerea sa, va ieși vindecat, cu speranțe noi. Vindecat cu speranțe. Aici soarele se numește vindecare, aici soarele se numește speranță, dar tot lumină este. Lumină, lumină, lumină. Că ce ați lăsat în urmă e un întuneric. E o suferință. Minunată această renaștere, nu credeți? Și vă ziceam eu că ce așteaptă pusnicul? Așteaptă să iasă din peștera sa într-o zi, indiferent cât va dura această însingurare de bunăvoie în care se dedică studiului, rugăciunii, meditației, vindecării, vindecare, recăpătării speranței, se uită la lumina asta care vine de la Dumnezeu și în tot acest timp primește cunoaștere divină și când va ieși din peșteră, ce va vedea el? Soarele, cum răsare, că a ieșit cartea First Light, prima lumină, zor de zi, nu? Și jos scrie, începe un nou ciclu, ciclu, și a ieșit cartea Ciclu, cicluri. Mai bine zis, nu-i clar că ceva se încheie, ceva s-a dus, gata, dar ce în scrisoarea aia este un nou ciclu? Într-o zi, pusnicul, femeia îndurerată, va deschide scrisoarea și în scrisoare este speranța, vindecarea, zorii de zi, un nou ciclu al vieții sale, o nouă etapă de viață. O luăm de la capăt. Punct și de la capăt. Dar când o iau de la capăt, nu stau să-mi aduc aminte, vai ce singur sunt, vai ce părăsit sunt, vai ce nefericit sunt, vai cât de mult am pierdut înainte de. Dacă tot e un nou început, m-am vindecat, m-am eliberat, iată că este acest om care s-a eliberat, a rupt lanțurile. A rupt lanțurile de celui trecut, de orfan sau văduv, nu? Repet, nu e vorba doar de iubire aici. Aici extrapolați și duceți către orice alt lucru care va genera o pierdere, o suferință, un nu pe care l-ați primit de la viață. Dar nu stau în acel nu înlănțuit. Într-o zi, când mă voi vindeca, voi înțelege, voi primi niște sensuri pentru tot ce am îndurat eu în trecut, când voi ieși de acolo, eu rup lanțul trecutului și o iau de la capăt în zor de zi, că soarele răsare din nou. Că asta este ciclul vieții. Soarele răsare, soarele apune, soarele răsare, soarele apune, lumine, întuneric, sus, jos. Totul curge, firesc. Aveam, mâine nu mai am. Azi
Mă nasc, mâine mor. E firesc ce a trăit. Face parte din ciclu vieții, din destin. Dar dacă tot ceva s-a încheiat, acum așteptați răsăritul din nou, să răsară primii zori ai soarelui vostru. Dar este un soare plin de speranță, dar este un soare vindecat, dar este un soare înțelept, care a înțeles niște lucruri, a acceptat niște lucruri. Și spre ce vă îndreptați, e minunat. În tot acest timp de izolare, retragere, fugă, studiu, meditație, zona aia de doliu, doliu merge foarte bine cu eremitul, zona aia de vindecare, da, după o pierdere, înainte de deschide scrisoarea, tot acest timp voi vă pregătiți marea renaștere. Aici această carte. Uitați-vă un pic la imagine. Se numește Potențial, dar este un vulcan. De la un vulcan niciodată nu știi ce urmează. Stă ani, sute de ani, stins, mort. Dar la un moment dat, uite așa, zice Universul și vulcanul ăla erupe. După ani de zile în care n-a mai dat niciun semn. După ani de zile de doliu. După ani de zile de însingurare, de nimic, de așteptare. Dar și când erupe, rupe. Până și erupțiile vulcanice sunt ciclice. Odată la nu știu câți ani. Erupe, intră în hibernare, nu se mai întâmplă nimic. Intră în zona de eremit. Iar erupe, iar intră în zona de eremit, de pauză. Nu cumva urmează vulcanul vostru, multă vreme stins, să erupă? Potențial, orice se poate. Asta înseamnă potențial. Lucruri care se pot întâmpla. Dar poate în tot acest timp de vindecare, potențialul este în scrisoarea asta. Probabil unii vă puneți întrebarea, ok, sunt în perioada asta de habar n-am încotro să o iau. Ce scrie oare în scrisoarea asta? În scrisoarea asta este un scenariu de viață potențial. Ce s-ar putea întâmpla dacă eu voi ieși din peșteră? E un scenariu pe care mi-l scriu eu, e un scenariu pe care mi-l scrie destinul, dar e un scenariu. Asta e important. Este o viață. O să ies din peștera mea, încep un nou ciclu, dar deschid scrisoarea. Erup din nou un vulcan stins, erupe din nou. Și vulcan în erupție, dar ia că taie și cartea Amenințare de furtună. Bun, pentru unii, renașterea vine la pachet și cu o zguduială zdravănă, în fond, chiar și vulcanul. Înainte de a erupe, întâi trimite niște avertismente. Vezi că erup. Începe să fumege, începe să se zguduie, nu o dronc-dronc peste noapte, erupe. Se mai întâmplă și asta. Dar în cazul vostru, erupția asta vine la pachet cu niște avertismente. Ori sunt avertismentele voastre, un fel de ai grijă că într-o zi o să am eu curajul ăsta să erup. Acum par eu, stau acolo în banca mea și îmi rumeg suferința și ai impresia că am pierdut și mai învins, spuneți așa, retoric cuiva. Sau poate aceste amenințări, avertismente, mai bine zis, sunt niște
premoniții, senzații, presimțiri. Vezi că veștile astea sunt cocori negri, dar poate din timp veți primi niște semnale de alarmă că trebuie să erupă sau va erupe într-o zi vulcanul vostru. Eruperea acestui vulcan înseamnă soarele ăsta care răsare. Vulcanul ăla la pachet cu tornadă, fulgere, trăsnete, cine știe renașterea voastră cât de turbulentă poate fi. Poate nu e o renaștere de aia lină, frumoasă. Da, cu siguranță este dureroasă. Poate renașterea aia e o renaștere cu travaliu lung. Sunt nașteri ușoare care s-au terminat în câteva minute, dar sunt și nașteri de alea care durează o zi întreagă. Dar după eruperea asta, inclusiv eruperea unui vulcan e dezastru, nu? De aia vine la pachet cu furtuna. Dar după furtună vine vreme bună. După ploaie răsare soarele. După ce s-a terminat vulcanul, vulcanul se stinge, iar pe relieful ăla nou format începe o nouă viață. Poate sunteți chiar acum în zona de vulcan, de furtună. Poate acum treceți prin turbulențele furtunii și ale erupției vulcanice. Dar după, o erupție nu durează o viață întreagă, o erupție durează o zi, două, șapte, nouă, se risipește norul de cenușă și după care renaște tot din cenușă. Pasărea Phoenix, nu? Și pasărea Phoenix ce înseamnă? Transformare. Iacă-t-o. Transformare. Transformare. Vedeți? Transformă viața. Dar e nevoie de erupție. Dar e nevoie de căderea aia. Dar e nevoie de pierderea aia. Dar e nevoie de hodoron troncul ăla în viața voastră ca să aveți curajul renașterii. E o persoană care are la piept un papirus. Aici are o scrisoare, același lucru, nu? Tot o femeie cu un papirus, aici o femeie cu o scrisoare. Aici, în stânga, e furtuna, vulcanul în erupție, aici, în dreapta, constelațiile, destinul. Ce are aici e destinul. Îi este predestinat scrisoarea sigilată, contractul pe care l-a făcut spiritul din voi când a venit pe acest pământ, să treacă prin această fază de erupție, de furtună, de ducă-se tot la pământ. Mă mir că n-a ieșit și turnul, după cum arată etalarea. S-a dus la pământ tot, dar dincoace sunt constelațiile, predestinarea. Acest pod duce spre ce este ei scris. Ea, de fapt, a pierdut ceva ce, da, poate i-a fost scris, dar i-a fost scris ca lecție, ca școală. Trebuia să treacă prin toată această turbulență, să piardă orfanul, văduva și așa mai departe, să piardă, să treacă prin transformarea asta fantastică, pentru că după ce va ieși din peștera ei, adică va înțelege persoana de ce a trebuit să treacă prin astea, că asta a fost scris, papirusul și scrisoarea. Ce ți-e scris? E ce ți-e scris sunt constelațiile astea. E podul care duce spre destinul ei, cel real. Ciclu. Dacă vă uitați în spate, e ca o astrogramă. Puteți să vă gândiți la asta, că treceți printr-o probă karmică scrisă în destin, dar prin care trebuie să învățați ceva și să vă ridicați către un nou început, transformându-vă viața, acceptându-vă destinul.
Și iată, schimbarea sau transformarea asta este, cum scrie aici, eliberare binefăcătoare. Ai capacitatea de a înlocui energiile stagnante din universul tău lăuntric cu energii regenerante din macrocosmos. Ia că macrocosmosul, ce v-am arătat, constelațiile. Cu energii regenerante din macrocosmos, ce sunt impregnante de iubire dumnezeiască. Iubire dumnezeiască, și a ieșit cartea protecție dumnezeiască. Când ni se întâmplă ceva, pierdem ceva, suferim la pământ, vai de noi. Avem impresia că cineva are ceva cu noi, adică m-a pedepsit Dumnezeu, ce destin groaznic am, nu. Toate sunt lecții sau trigăre de a schimba ceva în noi. Că dacă nu pierdem ceva, poate nu ne trezim. Aveți ceva de învățat din această, hai să zicem, pierdere, furtună, erupție, ce-o fi fost acolo? Aveți ceva de învățat. Și din toate astea veți ieși vindecat, eliberat. Că asta este o eliberare binefăcătoare, eliberare de trecutul ăsta, ce-o fi el acolo. Această persoană lasă ceva în spate. Privesc în aceeași direcție, vedeți? Lasă ceva în spate. Ori, această femeie are ceva în spate, dar deocamdată lasă ceva în spate erupția, dar dincoace, că totuși privește mai către direcția aia, e puntea care duce spre ce este ei scris. Deci ce ați trăit voi până acum v-a fost scris. Și sunt cicluri de viață, ciclic se întâmplă lucrurile astea. Nu vi se întâmplă de multe ori același lucru, odată la câțiva ani mai cade odată turnul și iar mă transform. Iar ridic, iar cade tot. Și eu de la capăt, ciclu. Ciclu karmic, fără doar și poate, de destin. Și de aceea apare eliberare binefăcătoare, ce urmează este eliberare, răsărit, vindecare, speranță, în care aveți protecție dumnezeiască. Este scris în contractul vostru de suflete să treceți prin asta la un moment dat. Dacă nu știți despre ce e vorba, informați-vă mai mult. Cei care credeți în ideea asta că suntem un spirit încarnat pe pământ cu un contract. Contract față de niște oameni în viața noastră, față de o meserie, față de noi înșine. În contractul ăsta scrie ce avem noi de făcut în această viață, să fim împliniți. Atunci când vom pleca de pe lumea asta, să zicem, da, misiunea îndeplinită. Să primim diploma. Iată, diploma. Să primim diploma și aici un papirus, vedeți? Papirus cu sigiliu. Aici este scrisoare cu sigiliu, aici e un papirus pe care îl ține la... Vedeți? Ia cătă. Papirusul ăla, în scrisoare și pe papirus scrie ce scrie pe această carte. Succes. Că atunci când veți termina acest destin, în acest ciclu pe pământ, să primiți diploma de bravo, ți-ai îndeplinit misiunea, ți-ai înțeles rolul pe pământ. Semn că asta se va întâmpla. Prin tot ce ați trecut, vindecând, luând-o de la capăt, renăscând și așa mai departe, spre asta vă îndreptați, spre lecție învățată, școală absolvită, școală pe pământ, că de-aia se zice că pământul e o școală. Nu venim pe pământ să ne îmbuibăm, venim pe pământ să învățăm. Și veți primi pe această diploma, scrie congratulations, felicitări, bravo, ai învățat ceva. Dar uite cât de atentă ține femeia asta papirusul. El ține acolo, ea tot ce își dorește este să lase furtuna în spate, își ține contractul la piept și pornește pe noua ei cale către împlinirea ei, către ce i-a dat cosmosul, universul, Dumnezeu să facă. Simte că dincolo e succesul ăsta al ei. E examenul absolvit cu brio. Și de fapt, viața voastră pe acest pământ este faza asta de eremit.
Poate nu le obțineți pe toate. Un eremit are minimum posibil. El trăiește și cu ciuperi dacă e nevoie. Dar rolul eremitului în această lume este iluminarea, înțelegerea, cunoașterea, revelațiile, aha-urile. Poate da, peștera, pentru unii, peștera eremitului poate fi austeră. Unii nu ați primit de la viață chiar tot. Sau ați avut și ați pierdut prin orfanul și văduva pe care le-ați văzut înainte. Dar va veni o zi, cine știe când, când o să aveți înțelepciunea, revelația, deschiderea, iluminarea, exact aici, iluminarea să înțelegeți că viața poate fi trăită și fără lucrurile alea care vi s-au părut esențiale și alta e. Altul e talentul vostru pe acest pământ, pe care o să-l descoperiți la un moment dat. Iată, e o scrisoare nedeschisă. Într-o zi veți deschide această scrisoare și pe scrisoare asta zice, bravo, asta ți-e calea, asta ți-e misiunea. Ce ai pierdut în urmă nu era misiunea ta. Jobul pierdut, țara din care ai plecat, relația din care ai ieșit. Ai avut ceva de învățat din ele, dar uite, n-au fost decât o furtună. Dar dacă nu treceai prin ele, nu descopereai ce ți era ție scris. Ele au fost lecția de viață. Și cine știe câte lecții ați primit, că de aia apare ciclu. O lecție și încă o lecție și încă o lecție, o relație și încă o relație, un eșec și încă un eșec. Dar veți ieși de acolo dorniți să deschideți scrisoarea, că în scrisoare e scenariu potențial. E rupe. E rupe vulcanul vostru într-o zi și într-o zi. Și de acolo, din faza asta de stagnare, pasivitate, așteptare, că asta face călugărul, stă toată perioada sa de izolare, stă doar în rugăciune, într-o rugăciune aparent pasivă, dar în tot acest timp el își pregătește renașterea. A ieșit cartea, din nou Arcana Majoră, foarte interesant, cartea Faetonul, Caleașca sau Calul de Luptă, Chariot. Este un soldat care urcă în carul lui de luptă și pornește într-o nouă bătălie, într-o nouă cucerire, într-o nouă aventură. Vrea ceva nou. Este cartea voinței, cartea puterii, cartea curajului. Lăsați ceva în urmă. Bine că a fost, ați învățat din asta, dar acum urcați pe calul vostru, de carul tras de cai, un cal alb, un cal negru, binele și rău, plusul și minusul, fericirea și nefericirea, le-am pe toate la pachet. Toată viața este un balans între da și nu. Dar spre ce vă îndreptați e renaștere, clar. Nu uitați, a ieșit cartea Transformă-ți viața, da? A ieșit cartea Transformare, a ieșit ciclu, a ieșit potențialul și a mai ieșit și cartea Change, schimbare. Schimbare la kilogram, ce aveți voi în această etalare. Schimb locul și norocul, schimb direcția, schimb atitudinea, schimb ceva la mine. Începe un nou ciclu, dar renăscut, nu făcând același lucru, făcând altceva. Până acum am fost un cal, acum mă urc pe celălalt cal. Am învățat din el. Am ieșit de acolo cu speranțe noi. Acest soldat urcă în caleașca lui cu dorința unei cuceriri noi, unui teritoriu nou. Ceva total nou, exact ce zice aici. Un nou început. În care își pune toată speranța, în care s-a eliberat de ce a fost, iată aici e liberare, aici e eliberare. Deci ce a lăsat în urmă nu vă mai trebuia, de aia a murit, de aia s-a dus, de aia ați pierdut. V-ați eliberat și acum vă vindecați. După, hai să zicem, pierdere, suferință, cădere. Și aici această carte, foarte frumoasă. Toate sunt cărți de schimbare, toate sunt cărți de mișcare. Iată, aici este o mașină. Urcați într-o mașină. Aici este un car, iarăși un vehicul care vă zice, hai, urcă în mașina asta și fă ceva, schimbă ceva. Aici este un pod, deci există o cale. Și aici este o barcă.
de nou vehicul. Semn că o să vă vină toate instrumentele necesare schimbării la momentul divin potrivit, atunci când vă este scris. E o barcă. E o femeie și este ghidată de un om care conduce barca. Barca este destinul vostru, viața voastră. Voi sunteți în barca asta de când v-ați născut. Dar simbolul acestei cărți este că lasă ceva în urmă și se îndreaptă pe un nou țărm, iar pe acel nou țărm este viața aici nouă. Deocamdată sunteți în barcă, faza asta de încotro să o iau. Să trec podul ăsta sau să nu trec podul ăsta? Să trec apa asta sau să nu trec apa asta? Da, e timpul să treceți apa asta. Că dincolo e viața voastră cea nouă, vindecată, cu noi speranțe, după toată transformarea pe care vulcanul a generat-o. Și dincolo e o stare de bine. E renaștere, e vindecare, e speranță, e lumina, e o viață mai bună, e un nou început, e succesul, e altceva. Dar probabil e greu momentul ăla de a urca în barcă, de a urca în mașină, de a urca pe cal. Greu, așa este. Pentru un călugăr care toată viața a stat într-o zonă de aparență pasivitate, dar e aparentă doar, e greu să urce pe un cal și să plece într-o nouă aventură. Dar uneori e nevoie și de asta, să las tot în urmă, mă urc în primul tren, numai trenul n-a mai apărut de aici, urc în primul tren și plec, las în urmă ce-a fost, las în urmă ce-a fost, las furtuna, las trecutul, las suferința, las cu tremurul, las furtuna și mă duc într-o zonă mai liniștită. Cartea asta, 6 de spade în tarotul obișnuit, asta vorbește. Las zona turbulentă în spate ca să mă duc în ape mai limpezi. Las în urmă ape tulburi și mă duc spre ape liniștite. Că da, dincolo vă așteaptă zona asta de relaxare. Poate și acum sunteți în zona de relaxare. Ziceam că asta e cartea eremitului. Este un călugăr în meditație, nu în rugăciune. Dar ia uite această femeie cum este. Aici este în munți, într-o peșteră, deci în mijlocul naturii, și aici este o femeie tot în meditație, vedeți, într-o mudră de concentrare și înconjurată de animale. Deci tot în natură. Femeie bărbat. Spiritualul din noi, care are nevoie de această perioadă de nimic, renăscător, vindecător, generator de sens, generator de răspunsuri, generator de cale. Momentul ăla când stăm o vreme și ne întrebăm, ok, și acum încotro. Și vine iluminarea. Și sigur și la ea vine iluminarea. Interesant. Fiți sigur că o lase la capăt. Fiți sigur că într-o zi, nu azi, nu mâine, în curând, de la voi citire, veți deschide scrisorica asta. Poate acum aveți tendința de a vă, de mai suferi un pic, de a vă plânge un pic de ce a fost, de a spune, vai prin ce furtune am trecut, vai cât am pierdut. Firesc atunci când pierzi ceva. Dar oare nu-i mai bine să vă concentrați pe lumina asta care vine? Ia uite lumina la orizont. Lumina. Aici nu e lumina, dar e cosmosul. Aici prima lumină, primii zori. Lumină. Momentan, da, întuneric. Stați în peșteră. Dar și când veți ieși din peșteră. Ai și cartea asta, kindness, bunătate.
Asta este atitudinea pe care trebuie să o aveți într-un astfel de moment. Bunătate față de voi, bunătate față de trecutul vostru, bunătate față de ce ați pierdut. Nu resentiment, ură, suferință. Gata, am învățat din ele, privesc cu bunătate, cu blândețe către mine cel de odinioară, dar și către mine cel de mâine. Că nu degeaba sunt acești doi cai, unul alb și unul negru. Unul trecutul, altul viitorul. Eu sunt la mijloc aici, pe cal. Și sunt pregătit de un atac în forță, de o revenire în forță. Faetonul nu este o carte de pasivitate, de calm, de liniște, de lentoare. Nu. De renaștere în forță. Poate însuși vulcanul sunteți tot voi. După ce o vreme vulcanul vostru a fost stins, dintr-o dată vulcanul vostru renaște. S-a schimbat ceva. Și cred că am rămas această carte. Îmi accept unicitatea. Păi, ce este unicitatea? Este scrisoarea voastră papirul sub contractul vostru, diploma de final e a voastră, destinul. E unic. Nu trebuie să vă comparați cu destinul fratelui, cu destinul vecinului, cu destinul prietenului. Prin ce treceți voi? Da, uneori spunem, de ce eu? Păi de aia eu. Că eu trebuie să trec prin asta, nu vecinul, nu prietenul. Ce trăiți voi e al vostru și atât. Faetonul este un soldat singur în carul de luptă. Se duce singur. Viața lui este atacul ăsta pe care îl pregătește. Singur, având doar acest mijloc de transport, care este corpul nostru la urma urmei. Corpul nostru nu e decât un mijloc de transport al spiritului din interior și el are doi cai pe care îi mână el. Liberul arbitru. Eu îi mân unde vreau. Da, există și papirusul, da, am o misiune. Misiunea soldatului e să cucerească vârful ăla, teritoriul ăla, viața aia, dar cu forțe proprii, singur în caleașca lui. Nu i-o conduce nimeni. Singurul loc, să zicem, în care este condus de altcineva, unde e cartea, aici. Doar aici arată că e un om în barca lui, viața lui, și care este ghidată de altcineva, condusă de altcineva. Dar oare care sunteți voi? Sunteți cel ghidat sau cel care conduce barca? Cel care conduce barca e experiența voastră de viață, e cel de odinioară care a fost cel din altă viață, vreau să spun. E ghidul vostru spiritual, e experiența de viață. Asta vă ghidează, iată, acest cărmaci, cel care conduce, vâslașul, are în spate și el un coș în care duce patru spade. Ea e în fața bărcii cu două spade. Mai puțină cunoaștere. Experiența de viață e aici cea care vă conduce barca. Voi ați luat decizia, doi de spade înseamnă decizie. Iau decizia să renasc, să trec dincolo apa asta, dar bazându-mă pe prelunga experiență de viață din această existență sau din cele anterioare, karmic vorbind. Aveți cunoașterea, dar cum vă conduceți carul de luptă și cum vă conduceți mașinuța, singur, decideți. Și asta este unicitatea, asta este destinul vostru unic pe care nu trebuie niciodată să-l comparați cu al altuia. De ce am pierdut eu? Pentru că voi trebuia să pierdeți. De ce am suferit eu? Pentru că voi trebuia să suferiți, nu stângă-dreapta alții. Luna plină în leu poate de multe ori ne pune întrebarea asta, de ce eu?
mai ales când e vorba de ceva negativ. De ce mie mi se întâmplă? Leu e foarte egocentric, așa, și se așează pe el în centrul universului și are impresia că toate merg așa în jurul lui, precum în jurul soarelui. Aveți energia soarelui aici. Dar de ce nu? Toți trebuie să trecem prin ceva la un moment dat, pentru că așa ne este scris. Și ce vă este scris? Aici, în papirus, în scrisorică. Și veți deschide scrisorica, dar scrisorica nu înseamnă că vă așteaptă iarăși un chin oribil, nici vorbă. E o nouă aventură, e eliberare, sunteți protejat, sunt primizori ai unei noi vieți. Iată-i primizori, se văd la orizont. Totuși să aveți curajul să urcați în vehiculul ăsta care vă duce la destinație. Destinație mult mai bună. Am să extrag și patru bilețele. Și când am văzut bilețelele, e concluzia ideală. Spune ce ai în minte, zice această carte. Spune ce ai în minte în această scrisoare. Scrisoarea voastră de intenții. Ce am eu de făcut de acum încolo? Probabil e ceea ce ați acceptat când ați venit pe lume. Spune ce ai în minte. Intenții. Vreau cu tare. Decid cu tare, aleg cu tare, pornesc pe calea asta. Totul e să spuneți odată. E în mintea voastră totul. Și când am zis în mintea voastră, a ieșit și acest bilețel pe care scrie: soluția e deja în mintea ta. Soluția e deja scrisă. Soluția e deja la purtător. Trebuie doar să o căutați. Să deschideți scrisoarea asta într-o zi, să vedeți ce scrie acolo. Scrisoarea e destinul vostru, intențiile voastre, voința voastră, liberul vostru arbitru, că voi conduceți acest car de luptă. Dar cu ce știți voi? Resursele sunt în voi. Nu e un car condus de altcineva. Voi sunteți la volan. Caii doar trag. Caii sunt instrumentele voastre. Voi ați dresat caii ăștia, voi ați înșeuat, voi ați înhămat acești cai, voi îi mânați în luptă, voi îi hrăniți, voi îi oblojiți. Caii sunt viața voastră, alb și negru, bine, rău, înainte, înapoi. Soluția e deja în mintea ta, deci ce schimbarea care trebuie făcută, ce a fost, a fost, trec podul, trec apa și un nou ciclu începe, o am deja acolo, e scris în destin. Spune-o doar. Spune ce ai în minte. Vorbiți cu voi. Rugați-vă, meditați. Exact. Omul ăsta e singur cuc acolo. El vorbește cu el însuși. Nu vorbește cu cineva. Nu apare nimic pe etalare care vorbește de o altă persoană, ci totul e în voi. Al treilea mesaj, te învârți în cerc. Unde e cercul? Ia câtă cercul. Ciclu. Te învârți în cerc. Asta e viața. Cicluri. Cicluri de 9 ani, cicluri de 12 ani, cicluri de 30 de ani, cicluri de 18 ani. Din când în când trecem prin același examen și ne întrebăm de ce iar? Da, pentru că așa învățăm. Inclusiv viața, o încarnare și încă o reîncarnare și încă o reîncarnare, sunt cicluri, vieți pe care ne le asumăm și de aia uneori mi se pare că ne învârtim în cerc învățând aceeași lecție. Se zice că suntem trimiși pe pământ cu aceeași lecție până învățăm, până primim, iată, diploma. Încât tot ce ați trăit voi până acum odată și încă o dată și încă o dată sunt lecții repetate, corijențe, te învârți în cerc. Dar într-o zi veți ieși din cercul ăla. Se închide ciclu și primiți diploma. Deci, ori de câte ori cădeți, vă ridicați din nou, pierdeți, câștigați din nou, moare, renașteți din nou, că ăsta e ciclul vieții și a destinului și al karmei. Și într-un final, totul va fi bine. Ce vă spuneam, zorii care apar la orizont, furtuna a trecut, erupția s-a terminat, doliu s-a dus, ce a fost, a fost, iată, deschid brațele și primesc.
un nou început. M-am transformat. Ce am fost, a fost. Totul va fi bine. Soarele. Vindecarea. Un nou teritoriu cucerit, protecție, schimbare, zori de zi, dincolo, când trec apa e lumină, e altă viață, deci fiți siguri că totul va fi bine și sunteți spre absolvirea cu succes a școlii pe acest pământ. Pentru cei care ați ales a treia variantă, cea asociată trandafirului alb și rățuștii, la prima vedere așa m-aș gândi că această etalare este legată de împlinire profesională, de carieră, de succes profesional. Și dacă pe parcurs o să fiu inspirată și în altă direcție, am să spun, dar cred că despre asta e vorba, de un moment de căutare a valorii voastre. A venit timpul să demonstrați care vă e valoarea. Ca și această carte, Asul de Monede. Asul de Monede este un nou început, dar e de fapt valoarea voastră supremă. E o monedă. Câți bani faceți voi? Care vă e comoara din voi? Și a cam venit vremea să descoperiți această comoară. Poate nici măcar nu sunteți conștienți care vă este această comoară. Ce știți voi să faceți, la ce sunteți voi cel mai bun? Și zic că nu sunteți conștienți pentru că, iată, hai să o luăm grafic vorbind. Aici este o monedă, da? Un cerc. Aici este o persoană care stă pe o gaură de canal, să zicem așa. Nu, este o oglindă, dar s-ar putea să fie un portal care duce către alt univers. Și cartea se numește Invizibil. Moneda asta e valoarea voastră, dar deocamdată invizibilă. Poate nici voi nu o vedeți sau poate încă nu vede lumea cine trebuie. Și de-aia mă gândesc că e vorba de nu o vede lumea pentru că iată ce vreți voi. Recunoașterea acestui as de monede. Aici și cartea Recunoaștere. Ia să vedem și mesajul. Recunoașteți atât faptele rele cât și pe cele bune, și învață să le iubești pe toate ca pe niște lecții. Asul de monede e valoarea voastră. Dar evident, avem și bune și rele. Dar probabil a venit momentul, a venit timpul să descoperiți moneda de aur din voi. Binele din voi. Succesul din voi. Luptătorul din voi. Profesionistul din voi. Că la asta m-ar duce această carte într-un set de cărți oracole. Este cartea cu numărul 1. Number 1. Și se numește personajul masculin principal. Rolul principal din viața voastră. Nu-i vorba de femeie bărbat. Rolul principal. Eu vostru. Suntem într-un moment de lună plină în leu și luna plină în leu pune accent pe eu din voi, ăla de valoare, ăla care vrea recunoaștere, ăla care își poate își cunoaște valoarea sau vrea să-și cunoască valoarea sau vrea să îi se cunoască valoarea. Actorul principal, rolul principal dintr-un film, el duce tot greu, ăsta sunteți voi. Sunteți actor principal într-un film de acțiune și în acest film de acțiune personaj pozitiv, evident.
în acest film de acțiune voi vreți să vi se recunoască acest as de monede. Și când zic as de monede, este că la finalul filmului, la finalul acțiunii, să puteți scrie lângă voi la întrebarea cine sunt eu, cine e personajul ăsta principal, să puteți scrie niște trăsături de caracter pozitive. Moneda din voi, aurul din voi, succesul din voi. Toate cărțile duc spre asta. Sunteți într-o continuă luptă cu voi înșivă, la urma urmei, să vă descoperiți asul. La ce sunteți as, nu? As, profesionist, cel mai bun, principal, numărul 1. O competiție cu voi înșivă, dar poate și cu alții, cine știe. Și această carte 5 de bâte, care este cartea competiției, a luptei pentru a fi number one, pentru a ieși primul dintr-o confruntare. Poate chiar e o confruntare invizibilă. Nici voi nu știți cu cine vă luptați. Dar poate e o luptă de autodepășire ce trăiți voi acum sau urmează să trăiți în perioada următoare. Cred că v-ați propus o aventură, o luptă să urcați mai sus. Luna plină în leu pune foarte mult preț pe stima de sine, încrederea în noi înșine, mai presus de orice. Unii suntem conștienți de valoarea noastră, alții nu suntem conștienți, unii ne prețuim pe noi, alții nu ne prețuim, încât cam asta a venit momentul să descoperim la ce suntem cei mai buni sau să devenim cei mai buni în această competiție. Ori cu noi înșine, ori cu rivalii. Și când am zis să devenim cel mai bun, cel mai bun este un termen de comparație. Bun, mai bun, cel mai bun. Superlativul, nu? Dar cine poate decide superlativul? Competiția. Competiția creează clasamentul. Fără să ne confruntăm cu niște contracandidați, nu ne cunoaștem valoarea. Că de-aia am spus că e nevoie de un clasament, e nevoie de bun, mai bun, cel mai bun, locul 3, locul 2, locul 1, care se creează printr-o balanță. Și iată, e și cartea Balans, echilibru, iar aici cineva are în mână o balanță. Din această confruntare de forțe, repet, cu voi sau cu alții, poate o confruntare pe față sau o confruntare invizibilă, voi vreți să vă arătați această supremație, să fiți number one în clasament. Deocamdată este o luptă 1-1. Balanța înseamnă pe un taler ceva, pe un alt taler altceva și deocamdată forțele sunt egale. Dar prin dorința voastră fantastică de autodepășire, voință, că asta înseamnă luna plină în leu, voință cât cuprinde, încredere în noi înșine cât cuprinde, de la simpla comparație într-o egalitate de forțe, din luptă va ieși supremația. Vreți putere, în sensul pozitiv, în sensul bun. Pentru că iată ce a ieșit această carte numită Putere Benefică Personală. Și iată ce este jos la picioarele acestei împărătese. Focalizează. E un leu. Luna plină leu. Nu? Într-un astfel de moment voi vreți să vă descoperiți care este puterea, vreți să arătați care e puterea, vreți să ieșiți cel mai bun, cel mai puternic, cel mai din această comparație de forțe.
Zona carierei în astrologie este zona puterii noastre personale. Că de ce vorbeam aici? Putere benefică personală. Acolo unde ne simțim noi cei mai tari, cei mai buni, stăpânii Universului. Și cam spre asta duce această etalare. Multă, dacă vedea pe celelalte, o să vedeți că este multă energie feminină, multe femei pe etalare. Aici sunt bărbați. Și bărbați. Ceea ce în celelalte etalări n-am avut. N-am avut cărți cu personaje masculine. Aici, din plin. Iată-l, personajul masculin. Iată-l. E același rege. Numai că aici este un rege de spade. E regele cunoașterii, e regele voinței, puterea minții. Sunteți într-o autodepășire prin cunoaștere pe semne. Aveți ceva de învățat. Unii poate vreți să urcați profesional, unii v-ați setat un mare obiectiv profesional, de aici asul de monede, o funcție, o poziție, o putere, o autoritate, o deasupra altora, ce să mai vorbim. Vreți ca din această cântărire de forțe, voi vreți eticheta de cel mai bun, cel mai puternic, cel mai deștept, cel mai prosper, cel mai. Și aveți toate instrumentele în dotare, putere, voință, ambiție, mă lupt, inteligență cât cuprinde, încredere în forța voastră, că sunteți personajul principal, nu sunteți un figurant în filmul ăsta, sunteți Bruce Willis, cel care salvează și omenirea, nu? Sunteți cel care luptă pentru succes. Și vă spuneam că este o luptă prin mintea voastră. Și iată, a ieșit această carte, o carte a cunoașterii. Dețineți toate resursele mentale, intelectuale, cerebrale, să ieșiți number one din această competiție. Este cartea, e o femeie care are cărți peste tot. O carte în păr, gulerul e format din cărți, în brațe are tot felul de cărți, cunoaștere și papirusuri, cunoaștere, înțelepciune. Maturitatea acestui om este înțelepciunea sa, este mintea sa, inteligența sa. Deci voi vă veți arăta valoarea personală, moneda de monede, asul de monede. O să vi-l arătați prin talentele mentale, intelectuale. Poate urmează un concurs, un examen, o comparare de forțe, exact ca aici. Poate vreți obținerea unui mare job și sunteți în autodepășire, în lupta cu alții, evident. Aveți concurenți, nu sunteți singuri în lupta asta. Sau, da, poate contracandidatul sunteți tot voi, să vă autodepășiți, cum spuneam. Și cum o să vă autodepășiți? Prin studiu, cunoaștere, inteligență, înțelepciune, maturizare, maturitate. Asta vă este puterea. Ce știți sau ce urmează să învățați. Că unele lucruri încă nu le știți, urmează. Urmează să aflați o grămadă de lucruri noi care să vă ducă pe nivelul următor, să mai creșteți o treaptă și încă o treaptă și încă o treaptă. Uneori vă e frică, da. Uneori vă puneți întrebarea, dar oare sunt eu suficient de bun, dar oare merit eu să fiu number one? Oare sunt eu number one? Oare sunt eu cel mai bun? Și de-aia vă comparați cu ceilalți. Și aici această carte, intuiție. Ce vă spune intuiția? Sunteți sau nu sunteți cel mai bun? Fricile sunt iepurașul ăsta pe care îl ține femeia la piept. Vă e frică să vă duceți la o confruntare de forțe ca nu cumva altul să fie mai bun. Dar dacă ați elimina frica asta și v-ați duce acolo cu încredere nebună,
să vă descoperiți chiar și voi moneda. Poate nici voi nu știți, de-aia este invizibil. Poate urmează în viața voastră, la un moment dat, nu azi mâine, va apărea o confruntare de forțe în care să descoperiți ce nici voi nu știați că dețineți. De-aia este această carte invizibil. Talentele voastre pe care nu le-ați descoperit încă. Și poate luna plină asta vă va arăta. Vă va pune lumina pe moneda voastră la ce sunteți voi cel mai bun. Prin luptă, prin școală. E, și v-am spus că e nevoie de curaj, da? Și încredere. Și aici această carte, încredere. În tarotul clasic este cartea nebun, care este cartea curajului nebun, inconștient, de a vă arunca într-o aventură fără să vă gândiți la consecințe, fără să vă gândiți ce urmează, fără să vă gândiți la nimic, doar cu ce aveți pe voi, cum să spun. Așa și este cartea nebunul, un om liber, care n-are decât un câine și o bocceluță și se aruncă în nebunia vieții fără să se gândească la nimic. Este prima carte din tarot, este cartea începutului. Poate urmează să începeți o aventură nouă, o aventură a cunoașterii, să ajungeți de la 0, 1 până la 10. Aveți o creștere de la începutul nebunului, care este o fază de copil, de începător, de novice, de nesigur. Dar din toată această creștere, școală, că e o școală, în această creștere iese omul ăsta de acolo, iese omul ăsta de acolo, iese succesul de acolo, asul de monede, profesionistul, omul puternic, omul de succes, învingătorul din această competiție de forțe. Trebuie să luptați cu frica și să vă aruncați cu maximă încredere în aventura asta a cunoașterii. Poate vreți să începeți un curs nou, poate vreți să vă schimbați cariera, poate visați la o ascensiune profesională, dar vă e teamă că nu fac eu față, nu pot, nu merit, nu mi-e dat. Aveți tot felul de temeri personale care normal vă țin pe loc, vă trag înapoi. Dar, încetul cu încetul, o să reușiți să faceți așa un echilibru, un echilibru între a face și a nu a face, între a mă arunca nebunește sau a sta pe loc. O să vină momentul ăla de decizie prin care o să aveți curajul să vă aruncați în aventura asta. Ca această persoană care se aruncă cu pieptul înainte, fie ce-o fi, doamne, mă duc la examenul ăsta, mă duc la interviul ăsta, mă duc la șeful să-i cer ceva, pornesc pe cont propriu, fac ceva, nebunesc, o iau de la zero dacă e nevoie, dar către succes, evident, mă îndrept spre un succes care mi-e dat. Iată, a ieșit cartea contract. Poate pentru unii este un contract de muncă, poate e o afacere care înseamnă niște documente, poate e victoria într-o confruntare, vreți, poate un proces în care vreți să câștigați și nu vă lăsați, e multă ambiție în această etalare, voință, putere, nu? Poate pentru că vă bazați pe o cunoaștere deja dobândită, poate urmează să descoperiți informații necesare pentru victoria voastră finală. Din lupta asta de forțe veți ieși clar învingător, curând. Am văzut cartea aceasta, Adevăr. Și din întâmplare am așezat-o așa. Trust, truth. Ai încredere în adevăr. Și cum pe masă pare aici o comparație de forțe, o confruntare de forțe, balanța, 5 de bâte, cartea asta, balanța, din nou, probabil trebuie să vă
luptați pentru adevăr. Pentru că voi aveți încredere în adevăr. Adevărul e de fapt ce vi se cuvine, dreptul vostru divin, drept, ce vă e dat de drept, ce e al vostru prin contractul spiritual cu care ați venit pe lume, că nu întâmplător a apărut acest contract. Este legea, este justiția, aici are cărți, ceea ce înseamnă legea și tot justiția cu ochii acoperiți decide la cine e adevărul. Și voi aveți încredere că adevărul e la voi. Că e dreptul vostru divin să aveți succes într-o confruntare de forțe. Da, poate fi vorba și de orice fel de confruntare, nu neapărat profesională. Un proces în instanță, o comparație cu un rival, un divorț, un partaj, în care vă luptați pentru ceva și de-aia vă puneți în joc toată puterea, toată dorința. Și aveți încredere deplină în succes. Trust, truth. Ai încredere în adevăr. Recunoaștere, din nou. Vreți să vi se recunoască adevărul. Vreți să vă faceți dreptate. Poate e vorba și de o luptă pentru dreptate. Și aici și un înger al dreptății aici. Iată. Aici este însă justiția cu balanța în mână și aici este îngerul dreptății. Iar îngerul dreptății are în față toate elementele tarotului. Spada, cupa, moneda și bâta. El va pune în balanță, ia câtă balanță, va pune toate instrumentele voastre în comparație cu ale inamicului cu care vă luptați într-un război 1 la 1, 11, luând-o de la egalitate de șanse la urmă urmei. Dar din comparația asta de instrumente, fiecare cu ce joacă, clar, cineva va ieși învingător. Se pare că aveți toate șansele să fiți voi învingătorul. Da, poate fi o confruntare de forțe, cum am zis, invizibilă, poate nici nu vă dați seama că vă luptați cu cineva sau cât se poate de pe față. O confruntare acolo, unul la unul, cum am zis, cu toate puterea minții voastre, cu puterea benefică, cunoaștere, încredere, tot ce vă trebuie și cu adevărul în vârf de băț. Voi credeți cu tărie în adevărul vostru, că e la voi? Vreți să vi se recunoască adevărul? Vreți să vi se recunoască puterea? Vreți să vi se recunoască inteligența? Dar ziceam eu că e vorba de carieră, pentru că a apărut această carte pe care scrie așa: munca mea este plină de satisfacții. De mă gândesc că e o luptă de autodepășire sau o luptă cu un rival pentru muncă, pentru a obține ceva în carieră. Succesul, victoria, întâietatea, supremația, recunoașterea, poziția fruntașă. Să văd ce scrie pe spate. Astăzi dau tot ce este mai bun din mine, știind că atunci când o experiență s-a încheiat, sunt îndrumat către experiențe și mai pline de satisfacții și recompense. Deci ce a fost, a fost, lăsați în spate. Și din această confruntare veți obține ceva net superior. Nu degeaba am folosit cuvântul bun, mai bun, cel mai bun. Deci voi sunteți pe un drum de creștere, de evoluție, de a deveni din ce în ce mai bun până la faza de cel mai bun, nu? Profesionistul, regele. Pe regele este maximum posibil între cărțile de curte din tarot. Nu-i un valet, nu-i un cavaler, e regele. Regele, ia cătă-l. Personajul principal din povestea voastră. Nu contează că sunteți femeie, bărbat, sunteți la putere. Și puterea este spada. Puterea cuvântului, puterea gândului, puterea minții voastre, puterea adevărului, toate vi le puneți în joc. Și faptul că ești acest contract, da, mă duce cu gândul și la rolul vostru socioprofesional, dar poate e vorba chiar de misiune personală. Venim pe lume cu un contract semnat, cu niște obligații, cu o misiune. Poate e vorba de căutările voastre în misiunea voastră personală pe acest pământ. Ce am eu de făcut și care să o transform într-o bucurie în munca mea,
este plină de satisfacție, nu într-o obligație. Nu fac ceva, munca înseamnă a face. Nu fac ceva că trebuie, fac ceva că îmi place, fac ceva că mă pune în valoare, fac ceva că mă echilibrează, fac ceva că mă face fericit, în care am încredere, care este și prețuit. Asta vreți voi, ca munca voastră plină de satisfacție să fie prețuită prin acest as de monede și prin această recunoaștere. Aici această carte, Healing, și Healing am impresia că a ieșit la toate cele trei etalări, semn că toți trecem printr-o perioadă de vindecări, eliberări, detașări, uitare, ce a fost, a fost. Încât, da, unii duceți în spate și o luptă care va îmbolnăviți, să zicem așa, și de-aia aveți nevoie de această vindecare. Ca să ajungeți la faza de rege, treceți prin faza de elev, elevul ăsta. Și toate astea au fost lecții de viață. Încă o lecție și încă o lecție, încă un examen ratat, încă o cădere în genunchi, încă o notă proastă la o materie. Dar din toate am învățat. E și când luam câte o notă proastă, venea faza de suferință, în genunchiere, după care aveam nevoie de vindecare și după vindecare venea din nou recăpătarea puterii de a mă ridica de jos și a ajunge din nou acolo în vârf. Probabil lupta voastră cu eu vostru de-a lungul vieții a fost și o un suiș și un coboruș, ba sus, ba jos. Exact cum este balanța. Balanța e ba sus, ba jos. Până când se echilibrează. Cum zice aici, echilibru. Urmează să vi se recunoască valoarea în care voi aveți încredere maximă, pentru că voi vă arătați valoarea adevărată. Nu uitați cuvântul, am încredere în adevăr. Că poate unii nu v-au prețuit această valoare. Sau mai bine zis, la justa valoare, hai să o luăm și la cuvântul adevăr și justiție. Unii nu v-au prețuit la justa valoare. Acest as de monede n-a fost tratat corect de multe ori. Din lupta asta, poate a fost și luptă nedreaptă, poate a fost și luptă în care nu vi s-au recunoscut niște calități, talente, puteri personale și spre asta vă îndreptați voi. Nu mă las, ziceți voi, până nu îmi arăt strălucire. Și aveți toate șansele. Și numai că aveți toate șansele, nu uitați că această carte conține toate elementele tarotului, spade, cupe, monede, bâte și mai aveți și universul ca instrument de manifestare. Vă aveți încredere absolută că universul vă va da ce vă este dat prin contract divin. Nu am ajunge la reușită dacă divinitatea n-ar da accept. Deci contractul este o semnătură dată de spiritul vostru, care e în interiorul vostru, cu universul. Da, îmi asum să fac aia, să învăț aia, să pierd acolo, să mă ridic acolo, să lupt acolo. Toată viața voastră este scrisă în acest contract, aceste cărți. Ăla e destinul vostru. Și pe care universul în tot acest timp îl gestionează, orchestrează, provoacă. Walk in beauty. Plimbă-te prin viața asta în frumusețe. Nici nu știu cum s-ar putea traduce walk in beauty. Du-te cu Domnul, ceva de genul. Fă-ți viața, destinul ăsta pe acest pământ frumos. Fă-ți călătoria asta prin destinul dat de univers, ăsta, contractual. Fă-ți-l frumos, zice această carte. Da, ai venit pe pământ să mai vindești câte ceva, să înveți ceva, să acumulezi, să crești. Și asta se pare, că sunteți într-un proces de creștere, de dezvoltare, de ridicare a
vibrație, de ridicare a valorii, de ridicare de jos către un nivel superior, prin luptă. Prin luptă cu voi înșivă, prin luptă cu alții, prin luptă cu cel care a fost ieri. Nu înseamnă că vă luptați cu destinul. Nu, destinul vă ghidează în tot acest timp. Și probabil aveți și încredere că destinul vă dă ce vă este drept divin. Ați primit toate drepturile. Contractual ați primit exact ce vi se cuvine, conform acestei balanțe. Balanța înseamnă adevăr, dreptate, justiție, echitate, egalitate de șanse. Ați venit pe pământ cu aceleași egalitate de șanse, dar pe semne că aveți o misiune personală pe care trebuie să vi-o îndepliniți prin creștere, dezvoltare, evoluție, autodepășire. Să devin mai bun, din ce în ce mai bun, până la faza de cel mai bun, până la faza de rege, până mi se vor recunoaște toate calitățile, chiar și alea pe care poate nici eu nu le știu, poate sunt invizibile. Prin această viață mă voi cunoaște așa cum sunt eu, întâi eu pe mine și după aceea eu în fața altora. Această putere benefică personală, nu ambiția aia cu orice preț, nu aroganța, nu egocentrismul, ci eu meu strălucitor, leu, leu egal eu, eu acela de aur din voi. Luna plină în leu, nu uitați lucrul ăsta, și aici și aici leu. Luna plină în leu pune lumina pe valoarea noastră reală, pe aurul din noi, moneda asta. Unii suntem conștienți de acest aur, alții nu. Alții îl căutăm o viață întreagă, alții îl avem, dar nu știm să-l folosim, alții îl avem, dar nu avem încredere în el, de aia ni se cere încredere în aurul ăsta, că e aur adevărat. De 24 de carate nu e aur fals, nu e poleit cu aur regele ăsta al nostru. Are coroană, dar are coroană de aur. Și asta nu și-o descoperă decât prin luptă dreaptă cu alții care și ei se consideră regi pe teritoriul lor. Dar voi trebuie să aveți încredere că voi sunteți regele învingător din povestea asta. Uneori nu știți ce să faceți. Da, și iată, aici apare această carte, munca mea este plină de satisfacție. Deci e o continuă muncă, luptă să ajungeți acolo pe piedestal. Dar aici și această carte. Puneți în aplicare ideile. Idei. Regele de spade e omul ideilor. El gândește. El acționează după ce gândește. Este omul rațiunii. Spre deosebire de ceilalți regi, care fiecare vine cu câte o energie, dar regele de spade, energie e în minte. Iacă-te-o. Cunoașterea. Învăț. Învăț și ce învăț pun în aplicare. Poate ați făcut o școală și încă n-ați pus-o în aplicare, poate urmează să faceți o școală și trebuie să o puneți în aplicare. Poate știți ceva și nu ați folosit încă ceea ce știți. De aceea, regele de spade, da, minunat tot ce gândește el. Dar nu ajunge să devină doar un colecționar de cunoaștere sau de informații, ci trebuie să pună în aplicare ceea ce știe, a învățat, vrea, multă voință, vreau să arăt cine sunt. Păi, treceți la fapte. Puneți în aplicare ideile, spune această carte. Ai, știi, suficient. Ai ajuns la faza de echilibru, la capitolul cunoaștere. Știu, am informația, am resursele, exact cum este această carte, am toate resursele. E, acum, ai încredere și pune în aplicare. Asul de monede este foarte material. Asul de monede pune mâna și face. Nu doar gândește cum este regele de spade. Încât probabil unii dintre voi trebuie să aveți curajul să vă puneți mintea la treabă, să faceți ceva. Un job nou, o activitate profesională nouă, o afacere pe cont propriu,
ceva în care voi să fiți la putere. Voi să fiți șeful, regele, conducătorul, cel mai. Ia să vedem, scrie ceva pe această carte. A face întotdeauna tot ce stă în puteri, iată din nou cuvântul putere, înseamnă a acționa. Indiferent câte idei bune îți trec prin cap, atât timp cât nu le pui în aplicare, ce am zis eu, nu te vei bucura de manifestarea lor, de rezultate și de vreo răsplată. Deci, dragilor, sunteți tobă de carte, tobă de informații, tobă de idei, tobă de ce vreți voi. Dar dacă le țineți doar în minte, nu vor atrage succesul. A venit vremea să vă puneți în aplicare ideile printr-o muncă, făcând. Muncă înseamnă efort. Dar nu numai că știu, dar e și plină de satisfacție, adică îmi și place ceea ce urmează să fac. Intuiția o să vă spună când e momentul potrivit să dați drumul la aceste idei. Universul vă spune că hai, începeți aventura, că poate fi una frumoasă. Ai și această carte, vibrație. Vibrație, intuiție. Primiți semnale. Așa, pe diverse căi. Când e momentul, care e direcția, că e clar că vă puneți aceste întrebări. Deci nu ajunge doar că știți, dar probabil aveți nevoie și de vibrația asta a intuiției, care e ce nu se vede, nu degeaba se numește invizibil. E ceva de dincolo, nu e doar ce știu, e ce presimt, e ce cred, e ce mi se pare. Și probabil asta așteptați voi, momentul ăla divin, decis, să treceți la acțiune. Așteptați un semn, vibrație, așteptați un moment, un șut, o inspirație mai degrabă decât o intuiție. Și s-ar putea să vină aceste forme de inspirație prin semne, prin sincronicități, prin vise, că universul așa lucrează. Vi se vor primite semnale de o anumită vibrație. Vibrație înaltă pe semne. Vibrația pe care o să o simțiți și pe care o simțiți așa, sub formă de diferențe de temperatură, de stare, de emoție, fiori peșirea spinării, fluturi în stomac, disconfort, vă ție o ureche, vă mănâncă nasul. Toate astea sunt vibrații prin care cine? Universul vă trimite niște semnale. Invizibile. Și doar intuiția le poate traduce. Nu există un dicționar explicativ de ce simt asta. Că e o vibrație. Vibrația nu are explicație științifică. Pe anumite frecvențe primiți niște semnale. Semnale care vă spun, e momentul. Ăsta e momentul să pui în aplicare ideile. Poate unii vă gândiți de multă vreme să începeți ceva. Un job nou, o acțiune nouă, un proiect, o provocare, o afacere. Că știți deja, aveți toată cunoașterea acumulată. V-ați pregătit în acest sens, cine știe de când. Și tot ziceați, măi, trebuie să-i dau drumul. Adică momentul zero al unui nou început. Au luat de la zero din anumite puncte de vedere. Da, poate să însemne și curajul de a abandona ceva ce ați făcut, nu vă mai satisface și a porni pe o cu tot o altă cale, dar este calea aia adevărată, aia contractuală, misiune personală. Unii rătăcim prin meserii care nu ni se potrivesc, locuri de muncă, ce nu sunt pe vibrația noastră, iată, am zis vibrație, rătăcim. Și la un moment dat vine așa un flash prin mintea noastră care este ce? Intuiție. Să avem curajul să mergem pe calea aia dată, contractual, predestinată, pe care ne-am asumat-o când am venit pe lume. Da, vin pe această lume să am acest drum, să fac acest lucru, ca să ajung cel mai bun rege într-un anumit plan. Acolo unde să fiu cel mai tare, cel mai bun.
acolo unde să-mi arăt eu valoarea. Și aici este această carte, vasul. Vasul este recipientul vostru de instrumente, că v-am zis că aveți toate instrumentele, ați primit prin contract divin toate instrumentele, iată-le. Și magicianul, aici această carte conține toate instrumentele, dar în tarotul clasic magicianul are toate aceste instrumente. Deci ați primit toate instrumentele manifestării scopului vostru divin, ăla acceptat prin contract. Le aveți aici în cupa voastră. Cupa voastră e rucsacul vostru cu valori. Poate nici nu știți ce aveți în rucsacul ăla, de aia căutați în continuare, studiați în continuare, descoperiți. Posibil să fie o căutare de comori viața voastră. E o comoară invizibilă, e o comoară către care trebuie să săpați multă vreme. Dar fiți siguri că Universul, prin acele semnale, semne pe care o să vi le trimită pe cale intuitivă, prin vibrații, prin emoții, prin stări, prin tot felul de semne, Universul vă va duce ca într-o hartă a căutării de comori, vă va duce exact acolo unde sunt comorile voastre. Și comorile voastre le veți pune acolo în bibliotecă, propria voastră bibliotecă, în sertarele minții voastre și într-o zi toate se vor aduna într-o reușită. În momentul când ideile sunt astea, toate cărțile, papirusurile, cărțile de aici, toate filele pe care le-a citit această persoană și le-a acumulat, le deține, sunt la ea. Toate aceste file sunt ideile pe care le va pune în aplicare. Ca așa spune, dacă nu acționezi, indiferent câte idei bune îți trec prin cap, ia căta, ideile care vă trec prin cap. Vedeți? Are o carte în cap. Toate ideile alea care vă trec prin cap, dacă nu și acționați cu mult curaj, dacă nu vă aruncați în lupta asta de valori, care pe care, care e cel mai bun, dacă acest rege nu intră în luptă să demonstreze că e cel mai bun, sunt doar niște idei. Indiferent câte idei bune îți trec prin cap, atât timp cât nu le pui în aplicare, nu te vei bucura de manifestarea lor, ce ziceam eu, manifestare, univers, de rezultate și de vreo răsplată. Care e răsplata? Iacă-te-o. Sunteți pe pedestal, jos, lumea vă aplaudă, sus, vedeta care își primește florile și strălucirea și recunoașterea. Ia uite, calea onoarei. Răsplata aia pe care am zis eu, că dacă nu acționezi, de unde răsplată? Deci puneți-vă ideile în aplicare pentru că sunteți pe drumul bun al recunoașterii ideilor voastre și ale și a valorii voastre. Nici nu sunteți conștient de câte puteți, nici nu sunteți conștient de talentele voastre. Vedeți și prima etalare, poate vă regăsiți și acolo. Nici nu sunteți conștienți de câte știți voi să faceți, câte puteți voi să faceți. Totul e să transpuneți ideea în muncă. Ideea pusă în aplicare duce la munca plină de satisfacție și la succesul ăsta și la lupta asta terminată cu brio. Number one, voi ieși cel mai tare, că pot, că sunt cel mai bun. Pot, putere. Ceva vă spune că există un drum mai bun decât cel pe care îl urmați deja. Și ori sunteți deja pe acest drum, iată, exact cum zice această carte, Walking Beauty, călătoria asta e frumoasă, Universul vă îndrumă acolo unde trebuie, iar la capăt vă așteaptă recompensa. Recompensa, trofeul ăsta, aplauzele, e asta, asul de monede. Valoarea voastră. Am să extrag și patru bilețele. Le-am extras și primul zice, nu da vina pe alții. De multe ori, în genunchierile noastre, căutăm scuze. Nu
Îmi schimb jobul pentru că nu știu ce se întâmplă, nu pot, există tot felul de scuze să nu facem, să punem în aplicare ideile alea. Și astea sunt alți factori, să zicem așa, nu da vina pe alți factori. La tine e totul, tu ești regele, tu ești la putere, tu ești la marș. Puneți ideile în aplicare, nu mai da vina pe alții, că te opresc, că nu te lasă, că nu-i momentul, că aia, că ai la alt. Toți căutăm scuze. Și asta înseamnă a da vina pe alții. Te consum degeaba. Consumul poate fi chiar lupta asta. Poate lupta cu noi înșine. Nu, nu-i momentul. Nu pot. Nu, tu nu. Tu nu poți. Te consum degeaba. Cu o luptă în zadar. Cu o luptă împotriva curentului. Lasă-te dus acolo unde te duce Universul. Există o cale, iată, calea onoarei, calea onorabilă, care te duce la succes dacă nu te mai împotrivești manifestării visului tău. Visul este asul de monede, dar nu cumva uneori de-al naibii mergem împotriva visului nostru. Și de-aia veți primi suficiente semnale intuitive, vibrații, frecvențe, stări care să vă vindece această frică de a acționa exact acest iepuraș, să vă vindecați frica de a crede că sunteți cel mai bun, neîncrederea, lipsa de putere, nu știu, nu cred, toate alea să vi le vindecați, că alea sunt un consum inutil de resurse. Al treilea mesaj. Nu o să vedeți ce scrie, îl citesc eu. Nu ceea ce vrei, ci ceea ce e mai bun pentru tine. Vorbeam de termen de comparație. Bun, mai bun, cel mai bun. Și iată că mi se confirmă. Ceea ce e mai bun pentru tine. Deci uneori nu e ceea ce vrei. Uneori fugim după fluturi, exact ca această carte. Fugim după niște fluturi, dar care nu e ce e mai bun pentru noi. Sunt vise, sunt chimere, sunt jocuri ale întâmplării. Ia să încerc și pe aia, ia să fug și în direcția aia, ia să fug după un fluture în partea alta. Dar nu e musai ceea ce mă împlinește. Și de-aia în momentul când îmi voi pune în aplicare ideile alea care mă duc la puterea mea, care mă duce la misiune personală împlinită, unde voi primi recunoașterea și aplauzele și succesul, abia ăla e drumul cel mai bun pentru mine. Nu ceea ce vrei tu, ci ceea ce e mai bun pentru tine. Asta trebuie să cereți de sus. Uneori ne setăm intenții către niște vise imposibile, scopuri care nu sunt pe vibrația noastră. Ea asta înseamnă ce e mai bun pentru tine. Ce e pe vibrația voastră, ceea ce e pe vibrația contractului sufletului care a venit pe pământ. Ce ați semnat acolo? Da, îmi asum să fac lucrul ăsta în viața asta, misiunea asta. Și toată viața voi lupta să obțin această recompensă la final. La etalarea a doua, parcă apărea o diplomă. Ia câtă, la voi e mai mult decât o diplomă. Da, la toate a ieșit. La prima a ieșit o cupă a recunoașterii, la a doua o diplomă de absolvire și aici aplauze. Sunteți pe podium, sunteți pe o scenă și adorat, admirat, prețuit, exact ce își dorește luna plină în leu. Da, la toate trei etalările a ieșit recunoașterea valorii, succesului, supremației, strălucirii, glorie. Toate trei primesc glorie. Și termin aici și mesajul zice, va veni și ziua aceea. Aceea pe care presimțiți voi că se apropie. Ziua aia în care o să o luați de la zero, ziua aia în care o să deschideți o ușă și vă aruncați așa pe calea recunoașterii și a succesului și a gloriei, cum am zis, va veni. Aveți temeri deocamdată, dar sunteți conștienți că va veni ziua aceea când veți găsi drumul către comoara voastră. Sau, dacă sunteți deja într-o căutare de comori, va veni și ziua aia când sipetul ăsta de aur va fi descoperit. Atâta o să săpați, atâta o să încercați până când o să dați și de comoară. Deci continuați-vă
evoluția, creșterea, descoperirea puterii personale și în momentul când descoperiți la ce sunteți cel mai bun, faceți, acționați. Va veni și ziua aceea în care o să acționați. Va veni și ziua aceea în care o să vi se recunoască valoarea și o să primiți aplauze la scenă deschisă. Aveți încredere. Voi știți ce e mai bun pentru voi. Vă așteaptă undeva la orizont. Și probabil aveți și convingerea asta că vine momentul ăla. Când voi primi laurii victoriei. Și vă doresc succes!